No, suntem live. Da, Maria. Da, mă. Suntem live. Norocului că nu și-a rupt picioarele. După care eu i-am zis. Poate să ne confirme cine. Păi, frate, nu poți să vii cu asta la mine și toată lumea. În februarie. Februarie. Înțelegeam. Eu mai înțelegeam. Da. Incredibil. A fost februarie. Băi, extra. Nu vi se pare că microfonul fără fir gros este un pic mai dubios de ținut decât ăla de stand-up? E bine să-mi dau un gură. Fără fir gros sau fără fir? Fără fir sau fără fir? Un microfon gros. Fără fir. E, mi se pare foarte... Fără fir e greu de ținut? E microfonul greu, e gros de ținut. Este foarte aiurea, e foarte aiurea. E aiurea să vorbești un microfon fără să te auzi în boxe. Aia da. E cel mai aiurea. Ai impresia că doar... Asta de-aia pare așa. De-aia pare așa, că vorbești fără să te auzi. Da, am înțeles. Nu mai fura la cameră. Dacă poate să-mi șoptească cineva câți oameni avem live, că noi acum stăm să strângem oamenii. Sunt 300 acum. De unde se știe cât sunt? 458? 458. Din atâtea canale, 458. De 3 ori. Unde am greșit? Dar știi cum e? Fire. De prin canale, uite așa, murdar pe față. De... Cât timp prin se strâng canale, oamenii, nu trebuie să vorbiți sau să faceți glume, trebuie doar să vă uitați așa la cameră, să faceți hi. Până se strâng toți doar. Yeah, yeah. Dar, auzi, Maria, dă-ne un thank you, baby. Thank you, baby. Ce este? Ce este? Stați puțin. Ce este thank you, baby? Thank you, baby, așa fac fetele când... lucrează la cea mai mare industrie națională după IT. Ah, când ai bani. Tot în cameră. Da, tot în IT. IT adjacent. Videochatul. Ah, și când ai bani, nu, că stau să se adune oamenii. Pe așa. Și doar stai așa. Nu, adică am auzit. Okay. Că trebuie doar să stai așa. Stai un pic. Până și după aia când primești tip sau așa, îți bâzie aparatul în tine, place un bzzz, așa și așa. Thank you, baby. So? Da. Îți bâzie în tine? Îți bâzie, Maria. Nu credeam că nu știi. Mie mi-au dat legat, cu fiul, nu mi-au dat niciun aparat. S-au conectat la tine. Deci este un device care e legat la... Este un laș, da, e o chestie ca o codiță roz așa. Știu aia codiță. Știu aia. Tu credeai că o boală? Tu credeai că era o boală și iese ceva roz din ele? Îți dă un șoc, așa? Da, păi au tot de vibrații. Dacă dai mai mare tip, vibrează șoc. Mai mult. E pe electroșoc. Da, e ca zgarda aia la clip. Și Maria, tu ai prietene care... Nu. Nu? Nu. Okay. Nu știu pe nimeni. Ce era să zici? Dar sunt curios. Nu, în viața mea nu știu pe nimeni. Pe nimeni, pe nimeni. Dacă ați văzut aia, care, fetele, care am văzut și băieții, care fac, imită... personaje de joc. Da. Pe TikTok. Care fac așa? Da, nu e de pe TikTok, e de pe videochat. Tot în chat. Adică a plecat de la bani de acolo. Ce am văzut pe TikTok, bănuiesc că e luat tot de acolo. Da? Da. Faza cu NPC pe TikTok a fost prima oară când m-am simțit bătrân. Da, efectiv, da, a fost da. Eu nu mai înțeleg internetul. Da. Numai că n-am văzut o pe aia cu gheghe. Care merg în New York pe stradă? Nu. Și merg în New York pe stradă și s-o grămadă de ăștia care să NPC. Care fac... Lângă... Da, ăsta este omul care se filmează pe el văzând un NPC care se filmează. Stai. Și fucked up. Stai, ce? Zice, ca Zombieland. Deci, da. Care colții, că e o imagine mai frumoasă în spate cu New York-ul și el face NPC de acolo. Își pune un telefon pe ceva și face aceeași mișcare cretină de NPC. Pe stradă, în timp ce merge, face. Da, mă, nu merg, stau pe loc și fac așa. Faza că dacă nu-ți dai seama în prima fază de telefon, chiar ai impresia că a venit apocalipsa zombie. Da, adică vezi un băiat la stradă care face așa. Dar nu, ci că e o zonă de foarte frumoasă. De la prea mulți. Foarte mulți. Da. Acum am înțeles de la ce vine VCR, Video Chat România. Bravo! Excelent! S-a dat prima glumă. 30 de ani mai târziu. Să se noteze. Avem pe cineva să noteze. VCR e Video Chat România. Mă dați seama că dacă se uită tineri, nu înțeleg gluma asta. Și Radio Killed the VCR e... Dar VCR de la ce? Video Cam Record? Da, Video Cam Recordings. Video Caset Recorder? Da. Exact. Și dacă nu e adevărat, azi e. Bă, bine că am lăsat și pasta oricum. Da. Important e că am lămurit. Noi suntem aici adunați, poate lumea se întreabă de ce suntem atât de... adică de ce suntem la masa asta, se întreabă. Nici nu ne-am văzut de mult timp. Da. Asta e faza. Și am zis, hai să chemăm 43 de oameni cu 18 camere ca să bem o bere. La 200 de oameni care sunt live. Nu sunt 200, mă, suntem la cel puțin. Câți oameni suntem acum pe live? Câți oameni sunt live? Păi... Păi stai că sunt mai multe canale, nu cred că... Cristi, dacă poți să... Păi și nu se adună într-o sincronie. Nu cred că e adună. Nu cred că e adună. Nu, nu se adună.
Aș putea să mă uit eu pe canalul meu să văd câți am. Ia uite-te, ia uite-te, Costele. Stai să nu mai puțin să-mi deschid celularul. Da, okay. Deci, stai. Accesez interfața. Pentru oamenii care sunt live, poate canale, că noi suntem pe foarte multe canale live. Suntem calitatea Urolac de lux. Pentru oamenii care se uită pe aceste canale, trebuie să știi că avem niște mici dificultăți tehnice, că avem niște frame drop-uri, mi s-a transmis. Ce avem? Frame drop-uri. Ce este acela frame drop? Un fel de mic drop, dar... Și din ce cauză? Da. Pentru că e pe foarte e adevărat. Multe canale. Da, e adevărat. Sunt niște frame drop-uri, așa se cheamă? Da, avem niște frame drop-uri. Ce face alea? Acum... Ce face? Ok, poți să oprești, că o să dar 149 la mine. 149 de oameni la tine? Câți subscriberi ai? Eu mă aștept la Costel pe Instagram. 161.000, vă mulțumesc cu ocazia asta. Ce tare e asta? Ce? Umezești degetul să dai scroll. Dacă e... Cristi, cred că putem să facem următorul lucru. Dacă e atât de așa mari chestiile astea, ne mutăm toți pe un canal. Zicem acum pe ce canal. Da, ne mutăm pe un și anunțăm pe toți oamenii că ne mutăm pe canalul ăla. Hai să dacă ne mutăm pe canalul frame care are cei mai mulți subscriberi. Pe ceva mărunt ar trebui mărunt să intrăm, nu? Hai să intrăm pe canalul unde sunt cei mai mulți oameni live. Aia ar fi cel mai de bun augur. Da, o să se adune Maria, mai mulți oameni. Maria, e vorba de lucruri tehnice, nu te-a întrebat nimeni nimic pe tine. Nu trebuie să mă chem podcastul ăsta, da? Stai un pic, eu zic, facem exact cum zice Maria, dacă ne explică ce înseamnă frame drop. Auzi, că ce că acum mergem bine, acum suntem bine, suntem ok. Pe ceva mărunt sunt 456. Așa, și pe... Ce e, Maria? Înseamnă când mai multe rame îți cad. Da. Deci, mersi frumos. Tehnic, da. Tehnica și sunt când ai rame multe. Lingvistica ai dreptate. Ce rame. Adică e cu tremur în română. Asta îi zice. E, și cu ocazia asta eu am 171, mamă, cel mai tare. Eu deci asta o să fac toată... 171. Da, mă, nu, trebuie să mutăm, că cred că se intercalează sau... Nu, dar n-am înțeles să mai fie probleme. Am înțeles că monitorizează oamenii toate deci canalele astea. Deci din spate, din regie. Vezi, de-aia nu poți să ai încredere în YouTube și de-aia... Eu am 82. Ne bagă bețe la... 82? Da, buni. Da, ia, nu-ți merge? Între aia cu caschetă de aluminiu. Da. Folie de aia pe cap. E pe nume, ți zic, Exarhu, Cătălin Radu Tănase. toți care sunt. Și toți beau Prosecco pe canalul lui Teo. Mircea Radu, Mircea Badea, acolo sunt. Ia să, eu cum verific la noi? Cum verific Nelule la noi pe canal? Bine. Da, am înțeles. Deci trebuie să mă aud. 1500 în total. Dacă 1500, 1500 de... Toma nu se dezbracă la 2000. Nu. Când o să fie 2000 în total, deja Toma își dă un item de pe jos și n-are voie să zic asta. Nu, acum nu o să mai fie o surpriză. Nu mai e surpriză? Maria, asta, așa funcționa lucrul ăsta. Îmi cer iertare, m-am entuziasmat pentru momentul când se va dezbraca. Ok, ce item decizi că ai vrea să dai jos? Dar nu cravata. Nu, mi-am dat jos un Adidas. Ah, ok. De îmbrăcăminte, nu de încălțăminte, Toma. Eu mi-am scos chiloții din fund în acest moment. Ai făcut... deci, Maria, deci îi faci... Și Maria a vrut să facă asta, dar ea a fost... Să mergem în zona aia. Tu ce jocuri faci cu Mincu? Adică faci striptease, roleplay, cum ce faceți? E trecut de ora 8. Da. Toți copiii dor, toți copiii dor, s-a plătit Papa Nova. Uneori e roleplay. Deci, roleplay, da? Ce roleplay faceți? Ia să vedem. Tu cine ești? Tu ești Mincu? Da. Știi care e chestia? Roleplay-urile pe care noi le facem de multe ori nu au legătură cu ce fantezie avem, cât cu ce e mai la îndemână ca și mătura mai la îndemână. Okay, cel mai la îndemână eu am fuste de școlăriță. Alea mai la îndemână. El te întreabă dacă ți-ai făcut tema și de alea? Îl încapă Mincu. Așa, și cum decurge tot procesul? E, vezi tu, eu pe trebuia să umplem cu ceva. Eu am o întrebare care o să-l pună pe Mincu într-o lumină. Și noi trebuie să umplem cu ceva, de-aia și facem. Ai și ghiozdan? Ai și ghiozdan? Ghiozdanel nu am. Dar temele ți le faci. Da. Asta e chestia, că nu mi le fac. Și e pedepsită și Mincu e doar un profesor care... Dar nu-i face nimic sexual sau cea, doar îi pune pat. Da, stai un pic. Eu cred că... E coleg sau e profesor? Sau e domn director? Asta e că niciodată n-am definit ce e el. Am dau seama acum asta e o problemă. Dar n-aveți fișă de personaj. Nu știu, dacă nici voi... Auzi, el nu intră în personaj înainte să intre în tine. Exact, da. E singurul moment în care o ascultă. Mincu intră în două personaje, practic. Metod acting, aia trebuie să faceți. Da, mi-au transpirat palmele, să știți, în timp ce am vorbit despre asta. Da. Dar întrebați-mă și pe mine. Dar tu faci...
de tu role playing. Tu când faci sex cu Mincu, ce fantezie aveți? Deci, tu când faci o labă, în ce te... Deci, în ce mă deghizez? Ce prefaci, Robocop. Robocop, că e mișcarea, știi, de la robot când fac labă. Folosești și ceva ustensile din bucătărie? Ustensile. Mănușa aia de silicon de luat tava ca să pare cât mai... Da, da. 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 Dar se pare că nu trebuia să vorbim despre... Umbracă în folie de aluminiu. Nu ziceam că nu vorbim despre asta? Bă, ba da. Ba da. În fine. Robocop, Bruce Lee. Brucele. Bruce Lee? Da, pentru că ai... A renunțat. You become lava, my friend. I become my cock. You have to be the dick. Da. You have to... Mă bucur că beau apă la podcastul ăsta. Băi... I am one with the dick. No, you put the cock in the pussy, it becomes the pussy. Pot să vă anunț că la mine au dispărut 3 oameni. Adică... Doar de la asta, de la Maria? Stai un pic, de la mine sau de la Costel? Nu, de la Costel. Deci Exarhu și Badea au ajuns la mine pentru că, opa, și la mine. 168 s-au dus pe și tot la fel, 3 oameni. Eu sunt curioasă câți avem și noi pe canal, dar nu poate să-mi zică nimeni și eu nu știu să folosesc telefonul. When you put... Foarte, foarte bun. 106. 106? Deci până la urmă am luat acolo de sărman. Da. Ah, ok, bun, bine. Sunt sărman. 82 s-au făcut la loc, s-au întors atec, că se stă la baie. Deci cred că e ok, suntem 82 la loc. Și la mine s-au întors la... Deci era mișto? Ia, mă, să vină... Multe alte lucruri. Bine. Vorbim despre cifre. Ce mai era mișto? Era de litere, hai să vorbim de litere. Să ne picteze, ia uitați-vă un pic acolo. Băi, da. Arăta. Poate asta făceau, mă, făceau podcast. Da? Stăteau toți, că mereu se întreabă lumea de ce erau pe partea aia mesei toți. Făceau podcast. Făceau un podcast. Și a fost un frame drop. A căzut un frame. Da, da. Și acum l-am rămat. Mamă, Leonardo da Vinci. Mă, lași. Asta e și ideea că stăteau pe aceeași parte și era cina cea de taină, cum ar veni, vorbim între noi. Care e un nume excelent pentru un podcast. Cina cea de taină, da. Cina cea de taină, adică între noi, dar a aflat toată lumea. Deci exact așa, păi, ca la podcast. Ce nu vezi în tabloul era cu public, că era făcut în restaurant. Era cu public. De aia și arată așa frumos. Da. Așa, cine acea taină era ironică de taină. Da. Acolo promovaseră era... 2 luni. Hei, salut, sunt Isus și vă aștept. La cine acea de taină? Cine acea de taină? Hai să nu facem glume cu Isus. În ce dată a fost? Prin aprilie sau ceva genul, nu? Nu mai știu exact. Să nu vină... În jur de decembrie? Păi da, nu cred. Nu, înainte de... La era cald tot anul, nu poți să-l dai seama. Înainte de Paște. Da, da, de Paște. N-ar fi nins. Înainte de așa, că nu ia nimica. Da, mă rog, bun. Dar cum, hai să nu mai glumim cu Iisus, să nu zică Iisus, hei, gluma. Deci eu am mai întrebat și nu știu. 91, vă mulțumesc, ce nu știu. Era Crăciun înainte de Iisus? Era, dar n-avea același farmec. Zi unul, eu nu știu, nici n-am... Tăiau oamenii porci așa. Mi-am bătut capul să caut. Era Crăciun înainte să fie Iisus? Era Moș Crăciun, el a existat înainte de Iisus. Bune, adică să... Era Domnul Crăciun, nu era Moș. Da, nu era Moș. Nu? Aveau niște... Probabil că aveau niște sărbători. Da? Ce? Nimic, încerc să fiu, să particip la această... Păi participă! Da! Costel face, așa, face roleplay de ascultător. Păi niște sărbători și biserica au venit... Ce bun ar fi ăla! Ăla îmi place. Era deja și a băgat... Okay. Asta cu bradul nu e de la Israel, că n-aveau brad. N-aveau brad, exact, da. Aveau niște sărbători. Că să mă asculte cineva. Și a luat toate alea. Am avut o revelație. Păi, dar vă nu mai faceți bisericuțe. Teohari și Popovici. Dacă vorbeați de Iisus, am pus pe bisericuțe. Mi-am dat seama de ce fac stand-up. Acum, mi-am dat seama, pentru ca să mă asculte cineva. Fii atent. Ești exact în momentul ăsta. Fucking shit, am avut o revelație. Și tu mergi la psiholog? Da. Vin oameni. Ce e asta? Mulți ani. E, trebuie să ne ridicăm în picioare. Toți? Și eu mă ridic? Ce? Eu eram în picioare. Acopăr pe alții. Era o glumă. Dragi cetățeni și iubitori, Toma, fă-te că glumești. Toma, fă-te că glumești. Am și eu emoții ca antevorbitorii mei, desigur. Aș vrea să vă spun că trăim clipe excepționale. Se întâmplă! Se întâmplă! Lansăm Comedy Box! Victorie! Am înfrânt! Cine ar fi crezut? Gata! Suntem bine! Oameni buni! Să intrăm! Ața! Mulțumesc din suflet că ați venit! Nu știu de ce ați venit, dar...
Vrei să facem sex? Pleacă de te în pădure ca animalele. Stai dracu din gură. Vreau sarmale. Pe unde sunt? Ia și bagă în tine, mă. Cum se jucau copiii leafșa în Evul Mediu? Lepră. Dacă doriți nuditate, prețul de bază se triplează. Ieși afară! Ne facem de râs! Taci! Cine vrea bătăiță la funduleț? Da. Deci votați-mă și facem sex în seara asta! Mulțumesc pentru înțelegere! Bă, man, incredibil, s-a furat un microfon. Imediat. Am revenit. Gata. Deci imediat cum am scăpat de comunism, am început revoluție? Să furat, s-a furat microfonul lui Costel. Vă rog, ageți-l apoi microfonul lui Costel. Cine l-a furat? Cineva a privatizat repede un microfon. Vino cu ace. Ok, dați-l. Bun, oamenii sunt... Bun. Oamenii sunt în sfârșit. Oamenii sunt încă, cred că, își pun întrebări ce este Comedy este Box. What the fuck was that? Da, Comedy Box întrebare. Este prima platformă de... conținut comic. Conținut comedic. De conținut comedic din România. Și, am emoții. Dacă te rog frumos. Da, și vreau și foarte mare emoții. Și ok. Și un bucur la draft. Da. Bun. Deci, o bere la draft. Te zici o bere. Da, dar mă și bucur, mă, că s-a lansat Comedy Box. Ce găsim pe această platformă? Așa, da. Domnul pe această platformă. Oamenii sunt curioși. Da. În prima, domnul Sorin. În prima... Da, chiar trebuie să punem toți. În prima lună, pentru că este un proiect care nu are un final, în prima lună vor fi pe platformă 3 specialuri. Își lansează Vio special acolo. Yay! Primul lui special. Bravo, wow! Bătău! Cât am încercat eu să evit comentariile de... Acum trebuie să-și facă... Am găsit soluția. Trebuie să facă platformă. Trebuie să facă platformă ca să platformă. Nu fie pe YouTube. Scuze, oameni. Toma își lansează și el specialul 2. Doi. Tot în decembrie. L'esprit de l'escalier 2. tot în franceză. Tot în franceză îi dai? Le deuxième escalier. Comentezi, se numește. Comentez. Ah, e show-ul ăla pe care puteți show-ul ăla comentarii? Da, cu comentarii. Ok, tare. Bun. Hai să o să vorbim despre ele după ce mai apare așa. În lume. Păi o să mai apară tot în decembrie, o să mai apară specialul meu, al doilea special. Pe care l-am filmat. Yay! Adică la toate am după aia, am observat. Avem Revelionul pe care O să filmăm. O să fie mare Revelion cu toată lumea. Absolut. Și avem și vedete de la Antena 1, că vine și în Atlanticul. Excelent, da. O să avem... Mi-a arătat degetul mijlociu care... Practic, o să continuăm cu una scurtă și râs ca prostul upgradate pe bucata asta. Acum, lumea, evident, o să întrebe de ce era nevoie se de platforma mai bine, asta. Dar glumele sunt mai proaste. Sunt oameni... Da. Spune, este, eu zic că este totul upgrade. E un improvement și ce înseamnă calitatea felul în care sunt filmate producțiile și adică cel puțin anul ăsta și de când s-a pornit acest proiect, adică o să vadă oamenii că în improvement și cum arată producția, cum sună, cum tot ce se întâmplă e clar, e un nivel ridicat. Pentru oamenii și de pe canalul bunătățire. Meu. Exact, da. Deci o să vedeți o schimbare. Mai mult decât atât, mi se pare că am dus proiecte vechi cu care v-ați obișnuit, precum Râsca Prostul și una scurtă, care în mod normal erau filmate în cluburi, le-am dus la nivelul așa de late night show performance, cu public, mult, adică o să fie foarte tare. Atât. Da. Și avem deci, și producții noi. Uh-huh. Avem și producții noi. Ia, că-s curios. E un proiect și da și nu, care cum... e cumva oarecum din zona show de seară, pe vreo Dumnezeu să-l ierte, în care facem un debate cu două echipe și chiar a fost foarte bun episodul pe care le-am filmat și or să fie pe Comedy Box. Mutăm acolo și podcasturi, tot ce înseamnă podcasturi se mută acolo. O să mai fie din când în când și pe YouTube. Dar acum adică... Nu. Să înțeleagă când oamenii uită parola cine trebuie să le bage pe Comedy Box. De ce se întâmplă această chestie? Se întâmplă această chestie pentru că noi vrem să ridicăm numărul de producții,
Adică noi nu ne-am mutat și facem aceleași chestii, nu o să încercăm să facem aceleași chestii doar că o să le facem în platformă. O să ridicăm numărul de producții și calitatea lor în funcție de oamenii care o să aboneze și de banii pe care o să le adică au fost foarte multe producții care s-au încercat, s-au făcut și nu au fost sustenabile din cauza banilor și bani de pe YouTube care nu sunt foarte mulți în comedie. Și ce se întâmplă pentru anul viitor, ca să știe oamenii, în fiecare lună o să avem un special. Da. Deci ăsta este the major selling point. Mie mi-a venit o întrebare așa. Aha. Cine e în această gloată de comedianți? Cine, cine mai face? O să-i vedem pe toți. O să-i între toată lumea. Asta vreau să... Chiar trebuia să spunem că podcastul ăsta o să dureze ceva și o să treacă pe aici toată lumea implicată și o să povestească toți ce proiecte au. Eu îmi filmez în ianuarie specialul care o să apară un pic mai încolo la anul. Tot pe Comedy Box. Costel a filmat deja specialul. În ianuarie o să fie specialul lui Costel. Dacă ți-mi minte, în februarie o să fie niște oameni, în martie Maria. În aprilie Teo. După aia nu mai dăm spoilere. Nu mai dăm. Dar oricum o să fie în fiecare lună apare cât un special de stand-up. Cool. De reținut, oamenii care sunt deja live poate să intre să își facă de acum și până în 12 decembrie avem o ofertă. Asta nu am spus, că pe 12 decembrie lansează. 12 decembrie se lansează. Da. Lansarea este oficială, este pe 12. Noi acum ne-am întâlnit să lansăm, adică să anunțăm că se lansează pe 12 decembrie lansarea. Pentru că acum erau liberi cu camerele. Da. Și acum am găsit cameră. Acum noi și prostituatele avem. Dar se poate intra pe comedybox.ro, se poate intra și pre-sale. Oamenii pot să E pre-sale și e pre-sale cu reducere, adică trebuie să zicem și asta, o să mă arunc eu să zic asta. Este mod normal este 35 de lei pe lună. Da. Ceea ce este, după cum se vorbește la mine pe canal, peste zero deja exagerăm. Da? Dar mi se pare un preț foarte, adică jenant de rezonabil. Este jenant de rezonabil. Deci pentru dar atâta până pe muncă... 12, până pe 12 decembrie, dacă o faceți cont, 25 de lei pentru primele 3 luni. 3 luni, da. Sau 60 de... Sau 60 4, de euro, 25 de lei pe lună pentru pe primele 3 luni. Da, că după aia voi fi dat în... Dar hai să intrăm un pic în discuții. Vreau să discutăm un pic despre specialul lui Toma. Și după aia o să... Să-l criticăm? Să ne spună Toma... Special... Cum a fost, de ce l-ai tras aici? E specialul, da, e făcut. Nu am și e tras și în franceză, dar nu înțeleg nimic, că n-am știut ce zic. Am citit, mi-a tradus cineva și eu citeam și a fost foarte. E specialul meu este făcut, a durat mulți ani să-l fac. E ăla în care răspund la comentarii, am răspuns la mail-uri, am răspuns la o grămadă de mesaje pe care le-am primit și eu le adunam de-a lungul timpului fără să știu că o să fac un special cu ele la un moment dat. Doar de nervi. De nervi, de nervi, pur și simplu. Câte, și le-am adunat. Câte item-uri ai stricat până să le strângi? Am stricat puține la început și pe aia mi-am dat seama că e mai productiv să răspund fanii. E mai greu să trec de primul pas la în care arunc tastatura pe geam. După aia mă gândesc la un răspuns, îmi cumpăr altă tastatură. Dacă arunci altceva pe geam și ții tastatura, poți mai scrie răspunsul răspuns, exact. La tastatură. Da. De-aia mouse-ul asta. Da. Ce e mai rău acum e că mouse-ul e wireless, că ăla cu fir era foarte satisfăcător să-l iei de fir și să tai cu el. Înțelegi? Da? Oh. Okay. Era ca un fel de... Câți mouse-ul ai distrus așa? Doar la Canter am mai distrugeam mouse. Eram foarte prost la Canter și distrugeam mouse. Și l-am filmat aici. A fost filmat la Comics în mai, la sfârșitul mai. Și a fost cald când ai filmat? Nu, a fost... Bună întrebare! Bine, azi era 40 de întrebări cu Costel. Și întrebarea roșie. Se trăiește din stand-up. Întrebarea roșie cu Constantin Bojoc. De unde vin ideile? De unde vă vin? Da. Dar spune, Toma, la ce... Peți înainte de spectacol. La ce râd românii? Nu râd, îți zic la ce nu râd. Nu râd ieri la mine. Ieri la mine nu. Dar în rest, da, râd. Foarte bine. Am mers cu el prin țară, s-a tot cizelat pe măsură ce l-am făcut în câteva orașe și pe așa aici și a ieșit, eu sunt foarte mulțumit. Dar, de oamenii care se uită, să știți cu mare drag, puteți să-i mai scrieți lui Toma comentarii răutăcioase că trebuie să facă sequel. Acum clar, trebuie să facă și partea a doua. Iar comentezi? Iar comentezi. Și o să fie extraordinar, da, o să fie... Și de ce nu ne-ai invitat când ai filmat? V-am invitat, nu ați primit? Eu n-am primit. Ai intrat în spam, cred că mail-ul ăla. De ce nu ne inviți niciodată nicăieri, Toma?
Eu nu vin nu, Toma nu, niciodată. Plac, mie nu-mi plac oamenii, Maria. De ce n-ai vrut să vise? Ce nu vii la ziua mea niciodată? Dar, același motiv. Nu îmi plac oamenii. Nu-mi plac deloc oamenii. Tu știi câte resurse consumerea la masă cu noi? Mi se pare foarte tare chestia asta. Dar adică n-ai vorbit cu cineva legat de problema asta, nu? Că nu-i plac oamenii, n-are cu cine să vorbească. Cu un psiholog. Stai un pic, deja definim diferit, că tu ai zis problemă. De noi a trebuit să pentru mine e soluție. Să facem acest podcast, să chemăm acest psiholog. E o intervenție. Da. Dacă o intervenție. Mi se pare foarte tare să trăiești. Să nu spese efectiv de... Da. Crezi da, că nu-i pasă, nu-i Toma? Normal că nu-i pasă. Canalizează foarte. Cred că tot ce mimează mulți oameni. Frate, mie nu pasă. De fapt, le pasă, dar Toma este the real deal. La partea de comentarii, într-adevăr, e foarte greu să nu te ataci când primești comentariile alea. Adică a durat mulți ani până să ajung în punctul... Comentariile deschise pe canal? Da. Cred că de aia le-ai dat drumul. Nu, le-am lăsat că au fost chiar pozitive la început. A, da? Sunt puține comentarii de pe YouTube. Sunt multe mail-uri care unele sunt spam, că îmi plăcea să răspund la spam. De acolo la primit. Mail-uri? Da, spam. Ideea. Despre asta e vorba. Da, sunt răspunsuri la spam, sunt răspunsuri la... Am inclusiv niște comentarii de pe YouTube, de pe Maps, de pe Google Maps, de la diferite business-uri. Și au comentarii acolo. Da. Super delicioase. Și una am răspuns acolo. Răspund și la bănesc că, na, așa cum te știu, având o viață mai ciudată, bănesc că primești și scrisori în poștă. Uneori oamenii scriu prin, nu ai răspuns și la scrisori prin poștă? Răspund și păstrez porumbelul când. Asta vreau să mai las să plece. Dacă rupi capul la porumbel, după două, trei comentarii, de asta este o ciulama, mamă, da, 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 da. Ciulama de porumbel, ce, da. Mi s-a făcut. N-am mâncat niciodată. Dar iată treilea special va fi ciulama de porumbel. Un sol de pace, Cornopramă. Cu un porumbel în vârf de băț. Da, și dragă... Da. Oh, deci așa, este interesant. În mare parte că e ceva foarte original, ce n-am mai văzut Parisul. Lasă țara. Dar oare internațional așa s-a mai făcut genul acesta de spectacol, Toma? Da, a fost... A fost acum foarte mulți ani un tip care a făcut la TED Talk o chestie de asta cu răspuns la spam și după aia când prima dată când am știu, pus, da, am văzut. Și prima dată când am pus o bucățică de asta cu răspunsuri, că am pus și o bucățică dintr-un spectacol. Asta a fost, astea au fost toate comentariile, că e copiat cam mai ăla, făcut. Cam mai făcut. Da. Dar e tipul ăla, mai făcut alt om, citește spam-ul, alt om care face glume pe net. Nu este nimic nou. Vă credeți că asta e prima platformă de comedie? Ce credeți că asta e primul platformă de comedie? Asta e primul podcast live care anunță o platformă de comedie cu... Bă, nu există nimic nou, mă. Nimic nou, Teo. Nimic nou. Ba da. N-avem voie să dăm spoilere cu proiecte care vor fi și... Ba da. Ba, da, așa, nu știu. Cred că putem să zicem. De când au auzit oamenii că nu e gratis platforma, putem să zicem orice. Mama, că avem o glumă. Este ok. Avem o glumă. Să zicem? Poți să zic? Normal că poți să spui ce vrei să faci. În moment ce a făcut Lino Golden, vreau să-mi iau un Panamera. Panamera, da. Nu știu, nu. Deci e ok în România să te lauzi cu ce vrei să ai. Deci la fel ne luăm cu ce. Facem film. Pe 16 martie lansăm film. Vrem să facem film. Vrem să facem trei filme. Trei filme anul ăsta. Începem cu podcast live în care anunțăm că o să facem. Exact, da. Facem un podcast live în care anunțăm că facem trei filme. Facem show pe Arena Națională. Aș vreau să facem și eu pe Arena Națională. Scuze, azi ia podcast. Așa. Special, nu podcast. Special, scuză-mă. Hai să luăm de la început. Ce mi-e podcast, mi-e special. Liniște. Hai să facem așa. Eu vorbeam cu Teo. Maria, dar parcă și tu ai filmat special. A, da. Tot pentru platformă. Este? Mulțumesc mult că m-ai întrebat. Da, într-adevăr, și eu am filmat special pentru platformă. Am avut și scenografie foarte mișto, a fost super tare. Unde l-ai filmat? La Club 99. Ah, păcat. De ce n-ai făcut la Comics? pentru că... Trebuie mâncătoria asta să se oprească odată cu Comedy Box, da? De ce dar trebuie să acceptăm că suntem... Pentru că am vrut primul meu special să-l filmez... Să fie într-un loc special. Un loc unde... unde mă simt că de-aia se cheamă special. Nu știu, unde mă simt foarte relaxat. Mai bine. Când vin aici, da. Sunt foarte stresă, glumesc. Nu, dar chiar am vrut să fiu la Club 99, că nu știu, acolo mă simt dar, eu cel mai bine. Dar nu mai dai explicația, uite, știi ceva, fă așa, da, acolo am vrut eu, fă proastă. Și acolo am vrut eu, fă proastă, mi-a este eu să zic. Da, nice. Mă, ți-am zis, frate. Abia aștept să-l văd. Da. Ai fost răutăcioasă. Și l-am filmat pentru că mi-ai zis tu. Foarte mișto. Eu nu am vrut să filmez un special și o să apară luna martie. Luna martie pe Comedy Box, luna martie special Maria.
de luna femeilor. Dar aș vrea să vă spun că o să avem un proiect foarte tare pe Comedy Box și vă încurajez să vă abonați pentru că o să dăm drumul primului reality show din România de comedie. Noi l-am făcut până acum eu și cu Mincu, când eram în pandemie, l-am făcut pe Patreon. Eu m-am abonat la Patreon, Costel, eu și soția mea Lucila avem un singur abonament pe Patreon ca să ne uităm. Am văzut cele 7 sau 8 episoade. Este unul dintre cele mai amuzante lucruri care sunt pe Patreon fucking ever. Da, și bă, știu că nu le-ați dat drumul. Bă, deci te prinde. Da, le-am foarte bine făcut, foarte mișto gândit. Bravo. Ideea e că n-am mai putut la un moment dat să-l producem, iar vrem să-l reluăm și să-l punem pe platformă și bă, e la propriu reality show, nu e vlog, e cu tot cu testimoniale și chestii precum vedeți orice reality show, doar că e comic. Da. Bă, și viața lor este comic. Dacă ajungem să ne comic. Certăm, vedem. Keeping up with the Popovici and Mincus. Keeping up with Minculescians. Eu am avut ocazia să lucrez cu Mincu și cu Maria la un film care nu o să fie pe platformă, dar a fost extraordinar. Deci vă recomand să vă uitați la reality-ul ăsta, e chiar mișto. Care n-a apărut încă, dar va fi în curând pe platformă. Dacă să fie deocamdată pe platformă, că nu știi, poate la un moment dat. Dar realitatea îmi place deja. Realitatea se întâmplă tot timpul, filmați-o. Și dar poate... o să fiți și voi în el, că a, ce fie foarte și eu sunt. Asta. Și eu abia aștept să merg în vizită. E și Vio. Dar... plot twist. Da, acum suntem în reality acum show. Acum suntem în reality. O să intrăm acum să vedem trailer din specialul lui Toma, pentru că de la Mariana. Da. Wow. Ia. Ia. Hai să tare. Așa începe, e cu cadrul. Wow, și scoate Vio. Sigur că este posibil. O postare cu reclamă costă 20.000 de euro, un story 30.000 de euro, iar link 35.000 de euro. Dacă doriți nuditate, prețul de bază se triplează. Dacă doriți să port costum de iepure, prețul de bază se dublează. Pentru costum de vacă, prețul de bază nu se modifică. Costumul de iepure e preferabil să fie unul de mascotă, adică întărit cu structură pe interior, spre deosebire de cele care sunt pur și simplu o salopetă, pentru că acelea nu-și păstrează forma corect și iluzia că ce văd privitorii e un iepure adevărat se spulberă mult mai rapid, îngreunând transmiterea mesajului brandului sau campaniei dumneavoastră. Bun, ne-am reîntors. Maria, scuze. S-a făcut cum ați făcut asta? S-a făcut switch-ul. A fost așa, da. E Mincu. Băi, transgenderilor, nu mai scăpăm de voi. Maria, arăți superb și așa, da. Mulțumesc. Hei, Ioan, Costel, Dumnezeule, ce femeie. Este cea mai rapidă operație de schimbare de sex din istorie. Toma, atitudine toca. Ești foarte frumoasă, Luiza. Mulțumesc frumos că ați observat. Bună seara. Luiza și Norbert. Ce caută omul ăsta aici pe care nu-l cunoaște nimeni? Ce caută omul ăsta pe care nu-l cunoaște? Era cu schema de Bitcoin? Ne supără, estimezi pe mulți dintre noi. Pe Norbert nu știu. De ce? Da, 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 Norbert. Ce se întâmplă? De ce Norbert? În live. Ce? Așa. Așa, bun. Norbert de ce se află aici? Pentru că Norbert este cumva responsabil cu partea tehnică a acestei platforme. Să vedem că dacă aveți vreo problemă cu platforma din punct de vedere tehnic, aici dați. El faceți poză și mergeți la biserică. El primește. El răspunde la office@comedybox.ro. Exact, da, da, da. Suport. Suport. Încă e suport. N-am ce să fac, trebuie să suport. Dar zine puțin despre platforma asta pe care ne-ai ținut în din punct de vedere tehnic. Ok. Pot să încep întâi să adresez o chestie care se menționa foarte mult în comentarii acum, și anume că nu este aplicație, ce fac, eu n-am browser pe TV, ce se va întâmpla. Deci am ales să mergem cu un MVP, cu un web app, pentru a vedea câtă lume poate aprecia ceea ce facem. Explică ce înseamnă MVP, te rog. MVP, Minimum Viable Product. Ce putem să vă dăm ca să vedeți cel mai bun din partea noastră. Ah, ok. Iar acest web app va avea un Cast to TV button pe player. În momentul în care intrați, vedeți un video, veți avea un buton și puteți să-i dați cast pe televizor să-l vedeți. Absolut. Foarte simplu. Și deci trebuie doar să-l accesați din browserul mobilului. Și dacă se uită oameni de 60 plus, trebuie să aveți copii sau nepoți. Nu știu, mamă, cum se vede asta. În principiu. Mai, cum se dă... Da. Început oamenii să afle prețul. Bun. Da. Să trecem la partea de tehnologie. Aș vrea foarte mult așa, înainte să intrăm la partea de tehnologie, ai menționat ceva de apps.
Aș vrea să le zici oamenilor când urmează și părțile astea. Da, începând cu luna ianuarie vom lucra la aplicații. Se vor face în React Native. Vrem să facem o aplicație. Nu separat Android și iOS. De ce? Pentru că React Native va avea un singur codebase, adică se va scrie un singur cod care va merge și pentru iOS și pentru Android. Iar partea cea mai mișto este că orice update, dacă nu este unul major, se poate face fără să stăm să așteptăm aprobare din parte la Google Play și Apple Store. Să fac niște update-uri over the air. Deci am făcut, băieți. Efectiv, i-am făcut. Da. Nu mai și asta poate să aduc mai rapid feature-uri sau schimbări în platformă către voi. Deci care este? Norbert știe pe cineva la Google și... Da, i-a dat ceva și v-a scăpat și un cartuș de Kent și a zis, hai, duceți. Românește. Bun. Deci aplicație vine la anul. Da. Deci o să fie la anul aplicație. Lucrăm și la aplicații pentru TV, dar asta durează mai mult, că fiecare... Am aflat și noi că fiecare televizor are aplicația lui și durează mai mult, dar o să avem feature-uri în aplicații, cum ar fi aia cu download. Feature-urile noi, da, care vor veni. Care vor veni, da, vom avea audio only odată cu aplicația mobile pentru a putea asculta podcast-urile în mașină sau oriunde veți fi. Și se călătorește foarte mult cu avionul în ultima vreme, s-a îmbogățit România. Da. Deci vom avea download și dau offline watching. Tot timpul dau cam. Și mișto că dau și să fie la toată lumea, știi? Da. Mai bine să dea decât să ne ia cam. Mai băgăm subtitrări. Subtitrări, da. Asta a fost o cerință a lui Sorin, deci el poate să explice. Oameni buni, trebuie să înțelegeți că ăsta este un... Viitorul. Ăsta e viitorul. Și noi acum working through, adică o să fie... E un proces. Mă sună viitorul. No, evident, s-ar putea să fie tot felul de situații pe care, adică s-ar putea să fie feature-ul la care noi nu ne-am gândit și o să le aflăm. Da, în principiu vrem să facem o sesiune în curând din abonați, să facem o sesiune de... customer interviews, să spunem așa, oamenii abonați ai platformei vor avea un, nu știu, Google call, whatever, cu noi, în care ne vom explica ce le lipsesc, ce vor dori. O să închiriem o cabană undeva în Alpii elvețieni și o să posibil, ducem acolo o săptămână și 10 minute te întreabă și o săptămână stai și te bucuri. Serios, e... Depinde de ei. Dacă vă abonați acum, puteți să câștigați o săptămână în Alpii elvețieni cu Norbert. Da. Disclaimer, nu e deloc adevărat. Fie de hacker, dacă sunt oameni care sunt activiști pro-religie, pro-alte chestii care s-ar putea să se autosesizeze. Dacă va fi cineva care va reuși, ar trebui să luăm să lucreze pentru noi și în plus de asta Amazon cred că îi va da un premiu și îi va angaja ei direct. Pentru că toată infrastructura este făcută în Amazon. Să nu-i stârnim. În Amazon? Că e mâna de lucru mai ieftină în Amazon. Că e mai ieftină în Amazon. Să nu-i stârnim, că mie mi s-a părut dacă va fi cineva... Da. În principiu... A pus Norbert codul pe masă. Tot texte cu cel al Netflix-ului. Adică... Netflix de România. Netflix de România face. Ca număr de feature e diferit tot. Ce înseamnă infrastructură? Netflix. Mai sunt lucruri tehnice pe care mai e să ni le spui, Norbert, că închid oamenii calculatoare, că nu înțeleg ce zici. Dar culmea, nu înțeleg tehnica, dar știu să închidă calculatoarele. Da. E la reboot. Nu sunt oameni care nu știu să închidă calculatoarele. Cum ți s-a părut toată această experiență din vară, de când ne-am apucat și când am... Greu, Norbert. Da, așa că te sunt întrebând și pe Luiza cum i s-a părut această experiență. Da. Când era ca Luiza, da. Pentru că Luiza a fost... Nu mă băga sub autobus, Sorin, am venit aici să râd și să glumesc, să mă uit în camera aia, să salut oamenii de pe niște oameni. Da, e frumoasă acolo, da, gândește frumos. M-am spălat. Vezi că tu ai venit în locul Maria, că Maria a început să... Nu, dar a început să tot aibă păreri, să vorbească. Da. Hai să găsim o fată mai... Da? Deci te rog frumos. Mai la locul ei. Mulțumim din suflet. Nu-mi ziceți când aveți nevoie să râd la ceva forțat. Zâmbește în continuare acolo. Așa, să fie și partea de frumos. Da, nu știu ce vreau. Băi, stai puțin. Stai puțin, Norbert, stai că a început a arătat un pic de pierdem pierdere și pierdem vizualizare. Voi faceți și voi, am văzut că faceți filmare de special, deci urmează și special de niște oameni. Niște oameni special, o să apară în februarie. Recomandați, nu-i așa, să vină oamenii la filmare aici, da, la Comis? Da. Biletul este modic, o să râdeți foarte mult, vă rugăm frumos. Bine! Opa. Name drop și frame drop. Ne îndreptăm către un alt moment al acestei serii care este prezentat de către domnul Darius și domnul Toma acolo. O să trecem la comentariile pe care le-am adunat din live-uri. Perfect. Ok. Gata, dăm în legătura, să știți. Suntem live. Bun. Ce suntem live? Ce ne cred. Abarnă. Sper. Bună seara. Avem întrebări de la voi, aveți foarte multe întrebări. Pleci, Norbert? Aici să ne răspundă cu noi este Toma. Bună, salut. Salut, Darius.
E Toma, el e Toma, îl știți? Suntem la fel de înalt, ciudat. Lumea crede că Toma e mai mic decât e, dar nu, e foarte înalt și el. Sau sunt și eu foarte mic. Bun, începem cu prima întrebare, Toma. De ce ne-am adunat aici, ne întreabă oamenii? Pentru lansarea Comedy Box. Ce am zis și mai devreme, este prima platformă de comedie pe care, care se lansează în România, cu o grămadă de specialuri de comedie, o să fie unul pe lună, primul an cel puțin, și multe alte proiecte de comedie pe lângă. Au mai zis băieți, o să mai intre în detalii pe parcursul podcastului și sunt și câteva proiecte despre care nu o să zică că sunt încă secret, dar se lucrează la mai multe decât se prezintă aici. Adică e, și deja sunt, mie mi se par multe. Dar se lansează cu 3 specialuri de la bun început. E specialul lui Sorin, al lui Vio și al meu, nu? Da. Da. Astea 3 sunt de la început și după aia urmează oricum. Se mai și filmează altele, urmează să mai filmez și eu un special la începutul anului acum, că am materialul deja pregătit și lucrat. Și cam atâta am de zis despre asta. Perfect, mi se pare decent. Știm de ce ne-am adunat aici. Lumea întreabă, lumea credea la început că o să lansăm, de fapt, ediția de Revelion, și anume filmarea Revelionului. Ce se întâmplă cu Revelion? Revelionul merge bine. E pe on tracks, cum se zice. Va apărea tot pe platformă și este în lucru și e, cred, cel mai bine produs Revelion pe care l-am făcut noi vreodată. Că învățăm și noi din fiecare și mai punem și bani deoparte pe parcursul anului, că anii trecuți n-am pus deoparte, am zis, las că vedem noi, știi? Că era fabula aia cu greierile și furnica, cam așa. Perfect și neapărat lumea e foarte curioasă, tu unde faci Revelion? Pe mine o să mă vedeți în cadrul Revelionului, deci o să fiu cu voi în casă, practic, cu oamenii care se uită la Revelion, o să fiu cu voi în casă. Altfel e treaba mea unde fac eu Revelionul. Corect, tu și Dan Negru. Bun. Mai departe, cineva întreabă dacă se poate achiziționa și în rate abonamentul ăsta? Păi e ca și cum ar fi în rate, că poți să-l iei în fiecare lună, e ca și cum dai banii pe rate. E în rate, practic, abonamentul, de la început. Așa a fost gândit. Și foarte important, asta o să fie ultima întrebare la care îmi răspuns, Toma, te rog mult, și anume, unde se vor da podcasturile? Tot pe Comedy Box, comedybox.ro, mare parte lor. O să existe și câteva ediții din când în când, care o să fie în continuare pe YouTube, liber, și o să vedem ce alte proiecte mai rămân pe, sau apar pe ceva mărunt, pe canalele noastre, diferite, adică canalele de YouTube nu mor. Vor exista și acolo în continuare lucruri, dar podcasturile în principal vor fi tot pe Comedy Box, toate se mută acolo. Perfect, mulțumim frumos, Toma. Redăm legătura la podcast. Hei, suntem în direct, probabil. Bonjour. Da? Hei, salut! Suntem bine? Ne vedem, da? Cool. Dacă merge treaba bine, vreau să anunț de pe acum că vând Volkswagen Passat, 2012. Nu l-ai mai vândut? Nu. 260.000 de kilometri, tocmai l-am luat din service. Tocmai l-am dat înapoi. Dacă nu merge treaba bine, dacă nu merge treaba bine, ți-l cumpăr eu. Dai schimba clachetul ăla? Ce să schimb? Aveai un clachet care îți bătea. Clachet? Tachet. Tachet. Un clachet. Ăla e zgomotul pe care îl face tachetul când nu merge. Dacă lui Cristi poți să-l vând. Eu mă uit la Frâncu, slăbește 40 de kg pe zi. Da. Bine, e foarte bine. Mănânci numai porn-corn. Am început să pun bani, de-aia se întâmplă platforma asta, poate să cumpere acum bănuță. Am înțeles. I-am adus și pe Cristi și pe Frâncu. Și la distanță, că ne urăm. Și tu arăți superb, Cristi, să Popescu, știi. Popescu scrie și el material pentru specialul lui. Nu, eu ne înțelegere. Scuze. Eu o să lansez... Scuze eu. Prin mai sex tape de la mine va fi. Maker. Sex tape de comedie, primul lucrez la el. Primul sex tape singur. Primul sex tape singur. Nu pot să fac două lucruri în același timp și nu mi-e. A face un fel de Bob Burnham? Nu știu ce e ăla. Nu știu ce apare. E un Bob Burnham. De clachet. Ce? Am făcut filmarea acasă singur în pandemie. Pe casetă. Da. Eu nu, ar merge niște sex tape-uri, cred că așa am atrage mulți combinații și ei să voteze cine cu cine. Și dacă gen e prea nasoală, dăm doar audio. Da, merge prea putem face tot un sex tape, are cum să nu prindă. Unul amuzant tot iese. Da. Deci ce... Un sex tape live ar trebui să fie, adică... Oamenii care sunt în live, să știți că puteți comenta și puteți să ne lăsați întrebări și noi o să răspundem absolut la întrebărilor. Toate. Dacă se repet, o să răspundem numai la una. Uh-huh. Dar zi-ne despre specialul tău, Cristi, așa că m-ai făcut și pe mine curios. O să fie două specialuri de jumătate de oră lipite. Cam ăsta e planul. Dar tu unești mesele ca românii, unești speciale. Așa. Da, speciale. Special din bucăți. În jumătăți de oră și dacă
mi-au dat directivă de la platformă, am semnat că trebuie să fie o oră și am zis, pula mea, hai că fac două. Hei, e fără înjurături. Okay, e fără înjurături. A, scuze. Și live, nu? Morții ei, trebuie să zici. Deci dacă am zis, pula, n-avem cum să mă scoate. Eu am special pe 20 decembrie, la 99. Atunci îl tragi, nu? Nou. Atunci îl fac ca un fel de repetiție, ca să văd dacă cum îl filmez. Încă nu știu unde. Mi-ar plăcea. Asta am văzut, că am fost la Bill Burr în Atena și a fost pe Acropole. Ce vrei să faci în Atena? Chestia... Da, dar vreau să iau un stâlp. Vreau să fac în Atena la metro, la stația de metro de lângă Acropole. Dar aveam senzația asta de nu ne-au lăsat cu băuturi. Erau chestii, vindeau în afară, erau niște baruri și scria că ai voie doar cu apă. Și Maria s-a dus, a întrebat-o pe aia de la intrare. Dar dacă turnăm alcool în sticla de apă, avem voie? Ce era? A întrebat? Scuze! Where are you from? Da, da, și ea credea pentru că astea de alcool erau în sticlă de sticlă și gen să nu vii cu sticla să n-arunci. Și mi-am dat seama când am stat la special să n-arunci în Acropole. O să arunci cu sticle de plastic. Acolo, că nu, e piatră, da, se sparge ușor și na. Și aveam senzația asta când m-am uitat la tot show-ul când venea să beau ceva. Și mi-ar plăcea să fac tot într-un bar special, că parcă merge atât de bine, știi, alcoolul. Da, 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 da. Merge. Da. Da. Merge. Și cu mâncare, dacă găsești un restaurant. Într-o cramă. Glumele sunt ca femeile, par mai frumoase pe măsură ce ești alcoolizat. Așa e, așa e, așa e, Ioana Luiza. Am vreți, nu? Am aprobat. Dar merge și la femei chestia asta, sunt mai frumoși bărbații când bei. Sunt mai amuzanți. Sunt mai amuzanți, deci nu sunt neapărat mai frumoși. Deci dacă bei puțin... Tu l-ai văzut pe Frâncu beat? Nu, eu beat l-am văzut. Nu mai beau de 3 luni. Nu l-am mai văzut nimeni beat. Vorbesc fostul... Aoleu, că s-a cum se cheamă, mă? S-a adventizat. S-a reabilitat. Scuze, s-a reabilitat, că păreai decrepit rău. Da, da, da. Era și cazul și trebuie să anunț și eu, nu să fac un sneak peek. Da. Pentru că nu sunt prost, trebuie să fac și eu un special. Rog, nu sunt mare fan al cuvântului ăsta, dar o să am și eu unul. Ceva politic. O să lansez un sneak peek în care candidez la președinție. Și da, o să vedeți, cam ăsta e specialul. Se mai lucrează la niște proiecte de tip roast pentru cei din diasporă. Și ce să vă zic, da, o să fie mișto. Băgați acolo abonament, bă. Uh-huh. Deci tu la roast o să fie cu pula, că am înțeles că în live aici nu avem voie, dar la roast. N-am auzit cuvântul ăla. Nu de la aia cu președintele, cu eu candidat prezidențial, sigur o să fie cu pula. Încearcă să stai mult în profil, pentru că dacă te întorci așa nu se mai vede față, ești așa de slab. Are. Dar o să fie în campanie la anul, nu? Recomand heroina. Păi da, eu sunt candidat. De unde mai e heroina? Independent. Cât mai e gramul? Cât mai e, mă? E la Mega Mall în spate. Mega Mall. Treabă de Gianni. Fucking shit. Luiza. Da, vă rog. Tu ce ne spui? Trebuie să anunț și eu ceva? Simt presiune, da. Să anunț lucruri. Nu, eu sunt bine, mulțumesc frumos, vă salut. Nu, eram curios despre cum a decurs pregătirea platformei, că ai fost în focuri acolo. Cum a fost experiența ta cu această platformă? Foarte plăcută, pentru că suntem în live și se filmează. Așa, okay. Eu sunt o persoană pozitivă. Așa. Abia aștept eu asta, să lanseze o dată. Am vrut să avem dovezile pe cameră, Luiza. Da. Și nu te-a agasat nimeni, nu te-a stresat nimeni. Nu. A fost am dormit, sunt foarte odihnită. Nu m-am machiat așa că voiam eu. Auzi, băi, am o întrebare. Cum se rezolvă treaba asta cu torentele? A face apel la bunătatea oamenilor, la privitorilor? Se face apel la toți oamenii care au un control la Filelist și la alte platforme de... sharing torrent, peer-to-peer, să le zicem, sharing, da? Așa, click sud. Să încerce să nu pirateze, pentru că... Suntem amoreți, avem copii acasă, unii sunt... Bine, Filelist-ul se duce din ianuarie oricum. Aș vrea să zic din păcate, dar nu. O să fie. Avem probleme cu băutura, trebuie să o susținem, vă rugăm. Deci singura soluție la noi, vă rugăm frumos, nu puneți pe torente? Da. Practic asta am zis acum. Da, este... Încercăm să apelăm la oamenii, de bun simț, care sunt fanii noștri și care pot să ne ajute să fie decenți. Mai ales că nu e... Fără să scoată de acolo. Da. Specialul tău. Trebuie să ne povestim de specialul tău, că e intermediat un trailer. Bine. Cum a fost? A fost foarte interesant că am tras primul special și nu știu dacă o să mai trag vreunul vreodată. A fost foarte mare presiune. A fost că am tras două show-uri. Primul a fost bun, a fost ok, m-am simțit bine. Și la al doilea, că a fost primul bun, m-am relaxat cu totul și a fost foarte mișto. Și mulțumesc oamenilor care au venit. A fost foarte bine. Nu știu, cred că o să fiu bun la un moment dat. Da? Mi se pare că eu am așa... Ai potențial. Am potențial, da. Eu am văzut din prima clipă.
după, da, după dacă 20 de ani. Era în America. Da, bă, rupeam, rupeam. Deci după 20 de ani de comedie am început să bâșbuie așa puțin cum să face. Cât a stat, deci... cât zicea că a stat lui C.K.? Ce? Până ce? Să... a făcut cele mai mari, că știi că făcea... tot cam așa. În 10 ani de stand-up și făcea într-un restaurant. Când o să mă masturbez, eu aștept, primesc mesaje pe Instagram dacă vreți să mă masturbez. Nu, dar serios, el avea 10 ani de comedie sau 12 sau ceva de genul ăsta, o cifră mare și făcea stand-up într-un restaurant. Da, 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 da. În New York, în timp ce oamenii mâncau, da, da, nu erau Ăla e cel mai hardcore. Bă, partea bună este că-s din lemn și nu le auzi nu bătându-se. Gâmburi, da. Da, da, da. Cu furculița da, și... dar chinezii plescă, e cârmă. Partea bună e că dacă reușești să faci niște chinezi să râdă în engleză, înseamnă că ești bun. Eu aia zic cum că râzi este în engleză? Ca chinez. Nu mă. Ca chinez. Tim Lu, râu. Ai raf. Dacă el poate iartă. Bă, dar voi vedeți ce proști suntem. Ne-am dus dacă e restaurant chinezesc, doar chinez. Da, da, da. Deci, da, majoritatea erau, majoritatea de... chinezi. Păi chinezi. Ce nu direi? Chinezi. Da, 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 da. Hai să ne uităm un pic la un trailer. Ia să vedem. Wow, de-abia aștept. Eu știu că nu inspir umor neapărat. Adică te uiți la mine, nu ești... nu ești mai degrabă... Tom, tom, tom! Băi, hai să procedem. Tu nu faci special. De ce nu faci special? Într-un an jumate nu ți-am văzut sânii valea. Tati, ies cu un băiat superb. Foarte bine, mă, tati, mă bucur. Tati, știi ce îmi place la el? Îmi place că nu e ca restul băieților. Wow. Nu înțeleg oamenii care nu cred în zodii. Cum să nu crezi în zodii? Hai puțin mai în față. Hai. Because you know, man, the corruption in Romania is off the charts. Yeah, but the women are dirty. Just like... am dat seama cu timp că eu aș fi excelat pe pământ. Bă, excelat dacă eram dictator. Dacă nu-ți permis când faci copil să o mai sui pe pereți, îți place, fă, mă. Hai să facem un copil și... suntem din nou live pentru întrebări cu Maria de data asta. Bună, Maria! Bună, Darius! Ce faci? Ești foarte entuziasmată să mă vezi. Din, nu? Ești, mâine pleci în turneu, nu? Da, da. În microfon, că așa, o să-l folosești și mâine. De ce ne-am adunat aici? Ne întreabă oamenii. Ne-am adunat aici pentru că lansăm în curând platforma Comedy Box și trebuie să afle oamenii că va fi prima platformă din România de comedie. O să avem foarte multe proiecte noi. Proiectele din trecut o să fie la o calitate mult mai bună, o să fie foarte mișto, chiar mai mișto decât până acum. Și ne-am adunat să vă spunem că la pre-sale acum abonamentele sunt mult mai ieftine, sunt doar 5 euro pe lună. Perfect. Și unde te abonezi, dacă tot am intrat în discuția asta? Eu sau oamenii? Oamenii. Poți, bănuiesc că o să te abonezi și tu, nu? Da, clar. O să mă abonez și eu. De fapt, chiar acum urmează să-mi fac un abonament ca să văd să zic unde corect și să nu zic o prostie. Așa, să ne dați un follow și pe Instagram, vă rugăm, Comedy Box Ro, și intrați pe comedybox.ro, acolo vă abonați. Perfect. O altă întrebare bună, și anume, una scurtă, râs ca prostul, unde le vedem? Poftim? Una scurtă, emisiunile pe care le mai... A, râs ca prostul, lumea vrea să știe unde o să vadă râs ca prostul. Pe Comedy Box. Nu ai înțeles, eu doar sunt aici să repet numele ăsta de 1000 de ori. Asta... am înțeles, deci trebuie să zic de multe ori Comedy Box. Eventual, da, doar stai... nu mai lua microfonul, nu ești un intervievator bun. Nu, e prima oară când fac asta. Doar spune Comedy Box, Comedy Box, Comedy Box. O să ne vedeți pe Comedy Box, comedia o să fie pe Comedy Box, râs ca prostul pe Comedy Box, una scurtă pe Comedy Box, specialuri de stand-up comedy în fiecare lună pe Comedy Box, tot ce e fun și distractiv este pe Comedy Box, trebuie să faceți un abonament pe Comedy Box, care acum e mai ieftin pe Comedy Box, dar și când nu o să fie mai ieftin, nu o să fie foarte scump, așa că abonați-vă pe Comedy Box. Perfect, înapoi la podcast, seară faină! Bom. Am înțeles că au zis foarte mult Comedy Box, asta s-a specificat. Deci Comedy Box e și foarte departe de noi. .ro. De ce n-am zis deci, Comedy Box? Comedy Box. Comedy Box. Multe comedy de la Box, da. La Box sună mai bine decât la Box. Comedy Box, Da, nu lați live-ul.
încercați pe rând, că suntem în live, sunt 6 microfoane care merg pe același stream, pe același difuzor, sau 6 voci vorbind. Când eu zic comedy, voi ziceți box. Hai! Raul, salut, da, Raul. Eu m-am gândit ce să facem cu Filelist. Vorbim cu domnul de la IT, cu Norbert acolo, să fac un fel când downloadez, să introducă niște fotograme de gay porn. Știi, okay, dintre astea. Și când îl iei de pe Filelist, din când în când să mai apară niște flash-uri de cadre de gay porn, așa. Așa. Ca să fie un pic, și unii nu o să-și dea seama. O să fie dar... Nu, dar o să fie brainwash. Atunci o să fie șanse să... caz la un moment dat în ispita încercării. Atunci o să știm că s-a piratat mult, când ceea o să crească. Și, nu, nu-i nimic rău în asta. Cu gay porn? Nu, doar că știi cum e, că mulți oameni au reticență vis-a-vis. Eu consum. Eu ca un consumator de gay porn, îmi place chestia asta. Ce actor îți place ție cel mai mult de gay porn? De gay porn, Mihai Pulălungă. Este un actor... Nu-i român. Pe nu e, că scris cu e cu O. Pulălungă. Pulălungă, da. Este un nume dintre ăsta mai... Întrebarea mea către Luiza este, ca reprezentant a femeilor la această masă... E foarte greu să fii ales ca reprezentant a femeilor, am muncit mult, dar iată-mă aici, vă rog. Întrebarea mea este, dacă femeile se uită la gay porn, cum se uită bărbații la filme cu lesbiene? Interesant asta. Adică noi ne uităm la lesbiene. Noi ne uităm la filme cu lesbiene, sunt foarte tari filmele cu lesbiene, întrebarea mea este you see a lot of dick. Da. Și atunci întrebarea mea este dacă este atrăgător. Dacă e turn on? Da. Sau dacă vă deranjează dacă se țin de mână în filme. Adică... Nu cred. Mai mult mă deranjează dacă plâng. Aia, dacă văd doi bărbați când plâng, sunt mari și morții tăi, eu nu accept așa ceva. Eu acolo trag. Dau seama că și ea are cu omofob, că să facă la ei acasă, nu mă deranjează, știi, când se uită la gay porn. La ei acasă, domnule. Aici e clar că e pe platou, în timp ce mă masturbez la gay porn. Nu plâng în uretră, că e ustură, dar... Gânuretră. Bun, cum s-a ajuns aici, cine poate? Nu, mă, întrebarea asta, că asta era întrebarea mea, că era din pură curiozitate, dacă femeile consumă gay porn, cum măi, consumă? Măi, nu cred. Că eu cred că unii bărbați sunt un pic bătuți în cap, în sensul că se uită la două femei care sunt lesbiene, deși nu știu dacă toate actrițele porno sunt convinse lesbiene 100% sau doar sunt acolo în calitate de actrițe. Că mai faci și corporate-uri, nu? Spun diferența. Îți spun aici diferența. Diferența clară este următoarea. Este următoarea. Scuze, termină-ți tu ideea. Cum ai zis că unii bărbați cred că au în cap asta, că ele sunt lesbiene, că n-am ajuns și eu la ele. Ia, uite, mă uit la ele cum se joacă, dar dacă m-aș băga eu acolo... Asta mi se pare. Lesbienele sunt acre când ajungi la ele, știu. Asta mi se pare o chestie foarte română. Când eu dacă văd doi băieți... La lesbian porn e foarte drăguț, că e ca și cum două femei cu partea romantică, cum se duc una pe alta. La gay porn, de fute direct, așa, știi? Nu știu ce lesbian porn vezi tu, dar eu văd din ăla... Da. Preludiu. Cred că se taie partea de la început când vezi. Tu te uiți la alea fără intrigă, fără poveste. Da, da. Nu te uiți pentru poveste? Sunt pe fugă tot timpul. Există, dar nu există lesbian porn pentru feministe acum, adică să ba da, exact cum erau scenariile cu femeie bărbat, doar că intră femeia direct îmbrăcată în instalatoare. Instalator așa și te bagă sub chiuvetă. Dă cu ce fitting-ul ăla, ia uite. Dă-mi una de 14. Da. Ce nu o să auzi într-un film porno, dă-mi una de 14. Hai bine, să dacă are fiul de 14... Că suntem pe live-ul ăsta... Feministele joacă roluri de oameni care duc pizza în filmele alea? Adică vedem și femei care duc pizza? Nu, doar șefi corporate. Doar șefi da. Corporate. Bine, ca să schimbăm discuția, aș vrea să vă spun... Zi, scuze-mă. Voiam să zic asta, că mi se pare că, cum suntem aici, suntem ca într-o foarte lungă reclamă de aia. Ai nevoie de niște comedie în viața ta? Da, de unde știai? Sunt nerâsă de mult. Da, înseamnă că ai nevoie de niște... Comedy Box. Comedy Box? Da, Comedy Box este cea mai nouă platformă de comedie cu conținut 100% românesc. 100% românesc? Da, și dacă îl punem și pe Cristi, 100% românesc și 5% armenesc. Dar... 5% AI. Nu te-a mai râs nimeni de mult? Nu te-a mai... Wow. Nu ești nerâsă? Da, dar zi, Raul este aici pentru că Raul trebuie să ne povestească un pic despre Revelion, pentru că este directorul acestui proiect. Director, da. Director, îți place cum Precis, dăm aici... Șef de sală. Șef de sală. Revelionul. Chef de sală pe proiectul Revelion. Nu e Revelionul comedianților, este ca Revelionul ospătarilor. Se face după, dar asta se face înainte. Ce pregătim noi anul ăsta de Revelion? Știți că până acum ați avut de ales cu pay-per-view, cu Bala Comics, Bala 99, ați plătit mult, nașpa. Acum le combinăm, toată lumea vine și îl aveți pe platforma comedybox.ro. Wow, mamă, uite, wow. Unde? Curată, da. Pe comedybox.ro. Și avem Revelionul care se cheamă Dis România 2023. Este un concurs de Miss
România, în care toți concurenții sunt bărbați. Vom avea trei jurați, pe Ioana Luiza aici de față, pe Teo și pe Toma. Hoștii noștri vor fi Mincu și Maria, care e pe acolo. Și vom avea 12 comedianți care vor face un recap al anului. O să fie foarte drăguți, cu tot fel de surprize, de momente, o să fie foarte, foarte funny. Și vă așteptăm să-l vedeți. O să vă și invităm pe cei care sunteți fani să fiți parte din public. O să îl filmăm în curând. Vă dăm un shout-out pe canalele noastre de social media. Și chiar o să fie, Caterin, că chiar mă aștept la să scoatem cei mai buni din toată. Și de aia cred că trebuie să le zicem oamenilor că trebuie să se aboneze și să plătească lunar, pentru că cu acești bani noi vom face proiecte de calitate pe viitor. De aia eu sunt host anul ăsta, că nu am avut bani de Dan Negru, deci, dar dacă vom avea suficient de mulți abonați la anul. Știi cum e, Mincu, când am fost la Râs ca prostul și am făcut glumele proaste, mă simțeam prost de calitatea video. Era, adică eu fac niște glume atât de proaste și mă văd atât de bine și de crisp și de fantastic în aia. Este ceva. De producție în general, adică... Da, da, da. Dar ca să continuăm un pic, să ridicăm un pic, să mutăm un pic făgașul discuției, vreau să vă spun că și eu am tras. Făgașul? Îmi cer scuze. Și tu ai tras special? Am intrat pe rural? Bine ați venit la Cenaclu, la Cenaclu Comedy Box. Am intrat pe țară. Decât îmi cer scuze. Puteam să zic albie, Când ai zis că ai tras special, m-am gândit că ai tras o linie de etnobotanice. Asta a fost. Am tras special la comics. 4 bucăți de special-uri am tras. Jesus. Și am zis că nu o să mai trag la comics. Așa am zis eu atunci. Stai, 4 bucăți diferite? Deci am tras de 4 ori. Un show. Un show. Am ținut 4 show-uri cu același show. Și eu nu cred că am noroc la special-uri pe cap aș gura voastră, pentru că la Brașov, mai știi minte primul? Da. Fucking shit. Deci primul la Brașov A fost într-o zonă. Bă, nu ți-a plăcut ție. Ce? Nu ți-a plăcut ție? Nu mi-a plăcut mie. Este exacerbată percepția pe care o ai când ești pe scenă vis-a-vis de cum ar trebui să fie. Și după aia când o vezi filmată și montată, este cu totul altceva. Știi de ce este, Sorin? Pentru că te ajung toate... Du-te-n pula mea, Sorine, faci tu 4 special. N-are, nu e de-astea, nu e. Îl ajung când trebuie să se uite singur la specialul lui. Eu am stat în mașină cu Sorin în spate în timp ce încerca să se uite la specialul lui. A fost extraordinar. Da, te-ai uitat la toate 4, nu cred că te-ai uitat. Este foarte greu să te vezi. În timp ce conducea cu 180, se uita. Bă, dar nu mi-ai ieșit, man, nu mi-ai ieșit, man. Dar pe de altă parte, ce s-a montat este cu totul altceva. Hai să dăm drumul să vedem un pic. Stai așa, Tril Sorin. Dacă sunteți oameni care mergeți prea des la biserică, opriți-vă. Adică e ok să mergi la biserică dacă ai motive reale de mers la biserică. Spre exemplu, dacă trebuie să sfințești o mașină. Foarte bine, du-te. E luată din Germania, s-au futut nemți în latex în ea și prost la cap, e plină de demoni. Când vezi o fată care se chinuie cu o ușă, apare un bărbat care... Haideți, doamne, că... Asta se întâmplă. Femeilor frumoase. Pentru urâte sunt senzori. Dumnezeu a făcut grădina Edenului, l-a pus pe Adam și după aia a pus-o pe Eva și după 3 săptămâni a fost... Hai de pula mea, curge! Petre, ce garnitură ai pus aici? N-are concoaie! Să apropie ziua lui ăsta, ce facem? Iar aducem un pinguin? Și între a fost, nu, cu aia am o idee, hai să zicem să vadă un sărac! Mai dă un scroll, mai vede un curb bun. Mare minunea ta, Doamne! Tatăl Ceresc, ajută-mă să trec peste noaptea asta plină de țâțe, droguri și ispită! Bări aici, îl avem pe Teo, eu sunt Darius, îmi pare bine. Mă bucur să ne cunoaștem. De ce ne-am adunat aici, ne întreabă oamenii? Pentru că încercăm să îl omorâm pe Fire. Am fost angajați de oamenii din documentarul lui să uzurpăm live-ul lui Fire, care, ce să spun, deocamdată planul nostru nu merge. Planul nostru nu merge, Fire, cine se aștepta, are public, noi nu ne așteptam, bravo Silviu, nu credeam, și așa că ne luptăm să le explicăm oamenilor ce este comedybox.ro, prima și cea mai mare platformă de conținut de comedie din sud-estul Europei, Europa Centrală și Europa de nord-nord-est. Deci asta e zona în care dominăm clar. Nice. Mă întreabă, uite, cineva, am văzut un comentariu foarte mișto, dacă comedybox.ro este ceva luat din sertarul între show-uri.
Nu, sertarul între show-uri este încuiat și am pierdut cheia. Trebuie să angajăm un băiat să-l spargă, cum ar veni. Dar nu, Comedy Box este o idee originală, noi zicem originală în lume. Nu cred că a mai făcut nimeni niciodată așa ceva vreodată. În istorie ne-am uitat, clar nu s-a făcut, ne-am uitat până în perioada Egiptului Antic, nu s-a făcut nicio platformă de comedie. Și ți-am zis, au fost niște mișcări în Africa de Sud acum vreo 15 ani, dar mă rog, n-au avut nicio șansă. Noi ne pregătim pentru dominare mondială, am trimis deja un mail în care am cerut o ofertă de la Netflix să-i cumpărăm. Deci suntem foarte bine, vă mulțumim pentru încredere, suntem de neînvins. De aproape o oră, Comedy Box este cea mai mare platformă din lume. Și n-are încă niciun abonat, cred. Nu știu, habar n-am. Poate a reușit cineva. Avem undeva între 15 și 20 de mii de abonați. E, nu știam. Bun. O să existe și aplicația? E o întrebare bună. Da, aplicația sigur va exista, numai că durează un pic mai mult. Elfii, în perioada asta, sunt sclavagiți de Moș Crăciun și n-am apucat să luăm niște elfi. Imediat cum elfii se eliberează de la făcut cadouri, în ianuarie elfii se pun pe făcut aplicația comedybox.ro, care va fi pe toate telefoanele mobile, va fi instalat automat de Google și de Apple, va fi instalat automat pe toate telefoanele și va trebui să o dezinstalați. Perfect. Și ultima întrebare. Cred că chiar Mirica a pus-o pe unul dintre canale și anume, mai ascultă cineva Dragonul? Da. Da, oamenii ascultă Dragonul. Dragonul este unul dintre cei mai mari artiști din Europa de Est, Centrală, de Sud și de Nord, Nord-Vest, la fel ca noi. Dragonul domină piața în aceste zone. Deci, ce pot să spun? Cumpărați orice proiect Dragonul și nu uitați, dacă nu vă sună bine proiectul, să vă dezabonați, pentru că nu știu dacă știți, dar absolut toți abonații de telefonie mobilă din țară sunt automat abonați la comedybox.ro. Deci, bravo, v-ați abonat deja. Căutați în telefon, căutați aplicația și dezinstalați-o, că e deja instalat acolo. Perfect, mulțumim, înapoi la podcast. Mulțumim, Bartoș. Acest Pavel Bartoș al Comedy Box. Eu dacă mai aud Comedy Box, într-o oră a zis de un milion de ori Comedy Box. Eu vă zic sincer... Cum se cheamă, platforma? Vă zic, eu am mai fost la mormântări, dar așa tristețe e la masa asta. Am fost la... De curând am fost la soacra lui Costel. Vă zic, s-a râs mai mult. Cine a fost în deschidere? Mi se pare că acum fiind în spate acolo și... Da, poate că din afară se vede. Mi se pare că voi sunteți managerii unor comedianți și nu sunteți comedianți. Cred că lumea vrea să audă și dincolo de asta... că mamă, abonați-vă. Dacă nu vă abonați la Comedy, eu dacă mai aud Comedy Box, eu mă retrag. Deci nu mai. Bine ai venit, bine ai venit cu umorul și cu am venit să vă cert. Auzi de Revelion, Atanticu și s-a activat. Poți să și dansezi în platou, adică. Da, pe masă. De ce? Sunteți foarte serioși, eu știu că sunt emoții acum. Încercăm, dar e masa asta de lemn masiv care impune așa un... O schimbăm. Eu am zis. Miroase a Gheorghiu deja așa un pic masa asta. Okay. Miroase a Gheorghiu deja, pare că au fost niște... E lungă cât un om poți să pui un mort. Cum nu vă strofocați prea tare. Serios. Sau un mort solid. Este bine, da. Un mort serios, adică... E bine. Băi, eu cred că suntem pe față ceea ce vrem să facem. De fapt, o sectă asta este. O sectă a comediei care se va dezvolta. Un cult, da. Un partid, asta știi că, te promitea aici, mamă, dacă nu o să aveți comedie, cum, exact partidul la care se, mă rog, se lansează pentru prima oară și promite, noi o să facem, o să dregem. Eu cred că lumea știe despre fiecare în parte cât de mișto suntem, nu eu neapărat. Și da, că... Mai, nu că ești tu mișto, spune nu, ce, da. În ce mai joci în ultimul timp acum? Eu vă zic spune că mi-e pare rău de... că s-a lansat astăzi toată treaba, că mi-ați luat din oamenii care se uitau la Bravo Tată, la 8 a început. Și acum... Doar pe antenă. Dar pe, nu, Doamne ferește. Pentru că oamenii se uită paralel, că aici oricum nu au ce să vadă decât aud că să se amuze la Comedy Box și după aia se uită la comedie... E și meciul, chiar am pierdut și meciul. Am pierdut și meciul, Steaua cu Dinamo încă se mai joacă. Nu știu ce să mai zic altceva, dar eu cred că ar trebui să ne bucurăm mult mai mult de... Se mai joacă Steaua Dinamo, nu se uită la asta cu Comedy Box în vestiar? Eu am înțeles că nu. La pauză, acolo le dă... Și cum întrebăm noi, bă, ce a făcut Steaua ei? Ce a făcut cu Comedy Box? A fost bine? Cât a fost la pauză? Câte view-uri aveau? A bătut fire. Eu cred că noi trebuie să fim mega încântați de ceea ce ni se întâmplă. Și bă, să... suntem, că este un moment, eu cel puțin, fiind foarte implicat în proces, simt un fel de decompresie. Nici măcar, eu sunt doar fucking shit, hai că se întâmplă.
Știi ce? A fost cu un pic de presiune. Știi ce mi se pare cum e Comedy Box? E încă o dată Comedy Box. CBU. E cum știi cum era decodorul de HBO, de-l cumpărai, știi, așa pe cutie. Pe vremuri când erai și mai vedeai un film din ăla. Dar nu era o cutie de metal cu un șurub așa, știi? Era de acolo reglai din șurubul ăla. Din șurubul ăla reglai. Mamă, ce schimbau bulangii ăștia. Ce inovație. E bun asta, mă, cu decodor de Comedy Box. Cât de giveaway. Îl faci un USB stick dacă e ceva. Cât și decodorul să fie 10 euro, știi? Și abonamentul e 7 euro. După AliExpress, da. E un site business interesant. Eu sunt convins că o să fie foarte bine și faptul că suntem poate cei mai... Auzi, mă, ca să prinzi bine Comedy Box, trebuie să stai cu o mână de calorifer și cu o mână de antenă, știi cum să te pă... Dar voi vă uitați acum real la oamenii care se uită? Eu n-am putut să mă uit real, eu mă mai uit așa să văd fals, ce mai trebuie să băgăm aici. Uite, și-a pus ăsta Comedy Box, ești prost la... Da, am căciulă, avem mărci, am lansat mărci, oameni buni, aștept un zoom aici de mult. Este mărci oficial, 100%, mega, iwi cu alt fond. Pe platforma mea personală, mărciul îl vând eu, nu e de pe platformă, stați liniștiți. Porbagaj.ro. Și înainte de orice să-l băgăm și pe ediții și tu. Nu, că eu am venit. A fost ziua lui. O, la mulți ani. A fost ziua ta, mă. Cum ți se pare? Cum ți se pare aici? Să Dumnezeu sănătate. Aici foarte frumos. Abia aștept să. Am mai în fața camerelor. Niciodată. Sigur. Se vede. Mai stat. Dar aștept să apară Comedy Box și să aboneze oamenii. Când se făcea focusul, se regla pe el, era balansul alb în fața lui. L-au luat ca să facă white balance-ul, știi? Da. Darius trebuia să facă white balance-ul, dacă îmi permiteți. Darius e prima oară când îl văd roșu. Este într-o zonă care a depășit alb cu mult. În câte proiecte ești pe TV? Că eu n-apuc să mă uit. 86. Pe TV, dar povestește-mi, dar vreau să... Eu vreau să... Da, lumea, dacă e apar la televizor, lumea știe. Să mă mai laud eu. Mie mi se pare că e extraordinar. Dar eu trebuie să știu. Eu mi se pare extraordinar ce mi se întâmplă mie. Acum sunt puțin egoist. Bă, sunt și pe TV în câteva proiecte. Sunt și în cea mai tare platformă. Nu spune. Comedy Box. Wow! Am și spectacole live. Sunt foarte bine. Fii atent cum facem. Inventez niște emisiuni și spui dacă Nathan Ticu e în ele sau nu. Auzi, Sorin, inventezi niște emisiuni și îmi spui dacă Nathan Ticu e în ele sau nu. Da. Mireasă pentru Cristi Borcea. Da. Este, 100%. Da, este adevărat, da. Insula Pălmuirii. Wow. Este, nu? Da. Stand-up pe gheață. Asta e cea mai bună. Da. Sau Disuri la cheie. Nu, că-s la antenă. Da. Ok, da. Uite, chemă mizeria aia cu ea care sărea în apă? Splash, așa. De fost în Atlanticul și Oran. Splash acasă. Splash acasă. Glume. Bă, eu mă bucur foarte tare că am venit să vă... Se poate. Că se poate. Proiectul e nevoie. Ce faci platformă? Faci un special, faci vreo șmecherie? Poate facem un comedy jam. Eu vreau, e în proiect încă, eu vreau să fac și o... un fel de, nu știu dacă e podcast... O chestie pe care vreau să fac cu Ciobanu, să vorbesc despre oamenii care apar pe TikTok, pe care eu nu urmăresc TikTok. Am titlul pentru tine, Nathan TikTok. Intrați pe... nu. Nu e gata, mă, lasă. Da, nu, vreau și eu să fac special-uri, vreau să fac și eu lucruri, vreau să par și eu important aici. Deocamdată n-am făcut nimic, mi se pare că s-au filmat atât de multe chestii. Cu cât n-ai făcut nimic, ți se întâmplă extraordinare lucruri. Da. Păi cred că de asta e secretul. Să stai să aștepți. Nu? Vezi cu cât agiți mai mult și vrei să se întâmple lucruri, cu atât nu ți se întâmplă. Ăsta pune pro în procrastinare, știi? Sau pune Antena 1, că el e la Antena 1, nu poate să zic. Da, gata, mă. Eu mă bucur că am venit aici să vă trezesc. Eu atât am avut de zis. Nu, trecem la Darius cu niște... Nu, mă duc eu la Darius. Pavel Bartos, ești acolo? În niște întrebări. În manceta, sau cum se spune... Ne întreabă ce anotimp este, că Frâncu e în tricou și Virgil se pare că tu ești Dobrotă. Dobrotă e în căciulă, așa a zis. E... Așa, are, e în mărci, știu, e în mărci, în mărci. În mărci, da. Mărci germane, mărci nemțești. Da, deci vă rog să-i ziceți lui Virgil Dobrotă de acum. Ce am bătrânit pârcălap, dacă vrem să ne dăm cu părerea? Nu vrem să ne dăm cu părerea. Voi nu cred că știți că voi sunteți cu mine aici. Habar n-aveți. Platforma se cheamă Cutia Comediei, în caz că nu știați. N-am îmbătrânit. E lumina apusă tot timpul când pun lumina de sus. Pare că sunt un pic mai bătrân. Dacă mă vezi, ziua par mai tânăr. Așa umblu eu, un pic mai tânăr, un pic mai bătrân. Dar nu e. E ceea ce se vede, este de la lumina. Dacă stau aici în spate, vezi, mai vede un pic de negru. Dar...
ai îmbătrânit bine. Dacă mă întreb pe mine, ai îmbătrânit bine. Apropo, am avut foarte multe comentarii care ne-au zis, ne-au complimentat producția, și anume top cine a făcut luminile. Vorbim un pic și despre băieții ăștia din spatele camerelor. Da, vrem să mulțumim puternic IQ Media și domnul Paul, care ne-a pus toate luminile aici. Un diopi extraordinar. Și da, arată cum arată, pentru că avem oameni profesioniști care s-au înturat în tot proiectul ăsta. Și o să vedeți în trailerele care urmează cum arată și celelalte producții pe care le-am upgradat. Perfect. Și unde te abonezi? Încheiem cu întrebarea asta. Te abonezi pe comedybox.ro, unde poți te abonezi. Și în 25 de lei, numai gândiți-vă, în 25 de lei este fucking o grămadă de producție, cel puțin pe decembrie suntem full. Perfect, mulțumim. Înapoi la podcast. Așa ar trebui. În sfârșit, o masă relaxată, așa mi se pare. Că așa ar trebui să vă simțiți, oameni buni, după ce vă abonați pe un an de zile la Comedy Box. Tu ai vreun deal cu vreun brand de pantofi din... Nu! Marelbo. Nu, de ce? Ai? Hai, Viorele, că vorbim, da, vorbim în spate. Da. Ești ok? Mm-hmm. Ce ți se spune în cască? Eu sunt tare curios. Și de ce noi ăștia la alți nu avem cască? Băi, tu nu te califici pentru cască. Vrei să vorbești? Nu ai zis gluma asta. Hei, suntem înapoi. Sindicat. Suntem înapoi? Suntem înapoi, da. Înainte. La unde a fost? Am avut publicitate sau ce? Da, a fost publicitate. Avem aici pe Bogdan Mălele. Între timp, Jesus, fuck. Unicul. Unicul, inegalabilul. Eu vă zic că abia acum începe distracția. Gata, mă. Ar trebui să lasă cu o petrecere până la urmă. Că, na, am făcut. Hai să dansăm. Gata. Știi că am făcut. Deci pentru oamenii care au deschis mai târziu YouTube-ul, cam asta e, long story short, e o platformă content în care... zilnic, a întrebat lumea, content exact. Zilnic. O să apară zilnic câte ceva, deci, bun, o să crească. Momentan începem cu 3 specialuri. O să apară cât un update zilnic, probabil, exact, pentru o lună. Exact. Deci o să fie pentru toată lumea câte ceva. Și pentru femei avem. Ce? Ce este pentru femei? Și eu curios. Nu mă așteptam să mă întrebați voi. Speram să nu mă întrebați. Subtitrări. Nu e o platformă, nu, e pentru toată lumea. Da. Da, și eu chiar eram curios acum, că vin sărbătorile, e clar că toți avem problema asta, da. Ce le luăm, știi? Și cum ar fi femeilor? Să te duci așa, soților, okay. Mamelor, bun. Copiilor, da. Și așa mai departe. Și să te duci așa, zici, ce crezi că am pentru tine? Comedy Box. Comedy Box, da, e incredibil. Un cadou foarte frumos de sărbători, ca să râdem. Da. Exact, până la urmă e unicat? Da. E unicat? E unicat, momentan este unicat. E unicat, e ieftin? Se râde? Bă, se râde, e da. Exact, ieftin, e pentru toată femeie, lumea, da. Și din 2024 o să avem și woke comedy. Ce înseamnă woke comedy, Costel? E o emisiune de gătit și comedie. De gătit tailandez, vietnamez în woke. Și cer scuze pentru gluma asta. A dat-o Bilț înainte, ia lui Bilț. Eu să mă ridic, îmi pare rău la această glumă. Virgil, ce părere ai? Zine, Virgil. Nu știu. Crezi că la Vaslui o să fie abonați dincolo de ai tăi? Eu nu am chef de muncă. Asta e problema. Și? Și asta că zicea Sorin că sunt lucruri, că mă bucur că sunt implicat, sincer că mi-e o lene să... Dar ești bea? Pare așa își manifeste lenea. Ai șapca puțin mai sus ca să pară... Dar știi ce-i prost? Că eram tot așa de atenți. Eram tot așa de atenți la tine. Că zice ceva până la urmă. Are ceva până la urmă. E de muncă, asta e. Da, asta e partea... Asta e problema. Nu mă trebuie. Îl punem la treabă. Lasă că iau eu cu frate-mi lucrare. O să luăm noi lucrarea voastră. Bine, cumva și prost ales duminică, toată lumea sâmbătă probabil a petrecut. Așa, mă uit la Virgil și așa. Pare petrecut. Pe de altă parte, cred că și oamenii de acasă ne înțeleg, că și ei sunt la fel. Da, mă, normal. Bă, oamenii se uită să se distreze, se simtă, ei ne înțeleg, noi suntem pe aceeași lungime de undă. Oamenii s-au distrat și aseară, probabil, acum, duminică, seara. Da, mai stai, mai relaxat. Mai faci un spaghetti, mai faci un soț roșii. Exact asta poți să faci și cu platforma. Dai drumul la Comedy Box, vezi ce a mai apărut. Te bagi un podcast, mai asta. Ce face creștinul duminica? Bă, cam asta o să fie content. Ce podcast? Pe o să fie Joe Rogan, apropo, în exclusivitate, se mută pe Comedy Box. Deci o să fie între show-uri, ceva mărunt, s-a și râs și niște oameni. Da, și e cu frânt ceva aerobic. Ia, stai, nu știu, aerobic, dar aerobic să nu mori.
Așa, zic-o. Anaerobic. Să fie, așa, să fie. Ce vrei să întreb? Voiam să întreb, bineînțeles că, nu, așa. Voiam să zic că o să avem și niște podcasturi fake. Adică, deci nu e, e Joe Rogan, dar nu e scris așa, este Joe. Păi da, e tribut podcastul ăsta. Da, e tribut. Go, e, da. Joe Goran. Nu, Joe Rogan, adică o să avem reacții la podcastul lui Joe Rogan. Da. Asta o să reacționăm fie. La da, reacționăm, adică asta o să fie conținut zilnic. Reacționăm la numărul de abonați. Wow. Bă, să avem ridicat. Oh my god. Oh my god, oh my god. Astăzi nu s-a abonat nimeni. Momentan avem 10.000 de abonați, ceea ce vă mulțumim foarte mult. Da. Deci noi, dar, da. Noi la 10.000 de abonați plecăm cu toți banii din țară. Așa să facem. Deci luăm un avion și o să ne vedeți pe toți în Tenerife. Care mai sunt insulele alea care sunt paradis fiscal? Mai sunt insule? Cipru. Caimanu, parcă erau. Caimanu, da. Panama. Eu asta fac mereu. Caimacu. Costa Rica? Da. Nu e insulă. E insulă? Nu cred. Madagascar? Da. Una scurtă în junglă. Da, deci sunt la Brăilei. Noi Brăilei, vrem la Marea Brăilei. Paradis fiscal, nu-i nici paradis, nici fiscal. Aia. Deci noi vrem ca această platformă să meargă bine pentru că vrem să întragem râs ca prost în Dubai. Și o să fie o emisiune specială. Time to say Dubai. Știi că când a venit păruții. Say Dubai. Deci, nu este, în primul rând, da, trebuie să ne fie nouă bine, așa este, care este un principiu din psihologie. Ca să fii ok cu alți oameni, trebuie întâi să fii tu ok cu tine. Și asta încercăm noi. Asta încercăm noi să facem cu această platformă. Să fiu, să ne hărți. Mi se pare că, bă, n-ai cărți, frate, e TikTok. Ești audio, în primul rând, trebuie să te iubești pe tine ca să fii ok cu tine. Ăla e la Pornhub că trebuie să te iubești. Nouă, ca să ne fie bine, trebuie să vă abonați. Ca să vă abonați, gândiți-vă acum sunt oameni amuzanți. Cum ar fi și mai amuzat, ar fi și fericit. Trebuie să schimb și eu genunchiul drept. Exact. Tu ia 3-4 abonați. Vio trebuie să-și facă implant la fund pentru că momentan el și cu Mincu sunt flat assuri. Da, și Mincu este flat assuri? Nu, la el. Mincu non-assur. Și tu ești, este flat assur. E asta o problemă, că n-au băieții fund. Flat assur. Deci ar trebui să fie o emisiune, o să ne arătăm. Dacă compensezi în față, nu e o problemă. Dar n-are legătură. A, și el e flat assur. Da, Dumnezeu cu partea el. Da, pe parte, nu mă, dar de când e asta o problemă? Mi se pare incredibil. Pentru bărbați? E o problemă dacă stai la strană în biserică. Pe mine m-ar panica. Mamă, n-a tatăl cu ce fund ai. Mamă, ce bombat. Eu m-aș panica. Ar fi la modul mereu, cred că îl strâng. Depinde cine zice. Eu am fundul foarte bombat. Mit? Nu există că se uită. Da, nu, așa e. Costel stă bine pe fund. Eu stau foarte bine pe fund. Dar există femei care se uită la fundul. Da, cred că femeile știu. La fundul lui Costel nu cred că se uită nici. Eu cred că femeile știu că majoritatea bărbaților așa. Nu au și atac acolo, știi? Nu are fund, noi la fund ne uităm. Da, la fund ne uităm. Ești ca un sac fără fund. Se duce apa când vă spălați pe păr, voi așa, sau pe corp, așa. Cui îi pasă, dar cui îi pasă ca femeie? Direct se duce. Nu? Ca femeie, de ce ți-ar păsa? Ca să pui, da. Pui mâna pe fund, ok. Păi hai să... Natandicu, știm, compensează. Așa se, așa umblă vorba, ar trebui. Natandicu acum la Comedy Box. Toate femeile, da. În exclusiv. Bă, vă zic. Arată-ne pe microfon, Natandicu. Toate femeile sunt dezamăgite. Toate femeile sunt dezamăgite. Când se întâmplă actul? Așa. Mâna pe fund. Nu, cremă, n-ai cur. Tu ai deviat în partea cealaltă. Da, pentru că noi încercăm să o ducem. Nimeni nu se simte confortabil din. Eu i-aș arăta doar lui Costel care mâna mică. Știu că mi-ai zis, nu știu cât de bucuros am fost că mi-ai zis în mașină, mergeam spre Suceava. Ne întorceam de undeva, eram în mașină, aveam tot. Și mi-ai zis tu la un moment dat, mi-a zis și am ieșit așa, are doar. Că ce? Are doar 17. Are doar 150 de grame în crud. Nu mai vreau să mai zic. În viu. A zis, bă, zi, nu știu ce. Într-un moment ăsta de sinceritate, a zis, bă, zi. Așa. Cu toată lumea. Bă, așa, cu legenda, 35. Și zic, bă, nu e. Ești, cine a zis 35? Vorba, acum exagerez. Stai, mă, 35 de ani. De chimea bun, zici, nu? Da, păi de-a mea, mie de la 15 ani. N-am de câine. Și i-a zis lucrul ăsta, zic, bă, 17. Au primit așa, a alergat pe lanul. Are doar 17. Am doar 17. Da. Da, nu e adevărat. Nu e adevărat. Normal că nu puteți. Normal să că nu puteți. Dar eu cel puțin ziua aia mi-ai făcut foarte. Ce drăguț. Ia ieși show. Asta e mișto. Ieși show. A sunat acasă, te iubesc.
suntem, Irina, suntem bine! Stai liniștită, suntem bine! Tati, vă pupă, tati! Vă pupă, tati! Tati, fericit! Suntem bine, Irina! Suntem bine! În sfârșit vă recunosc! Alo, mama! Mama, ce faci? Auzi, mă! Catch and release! Catch and release! Stai să scot acu. A fost pentru... Dar de unde e gaura asta? Da zi, alo, mama. Alo, alo, mama, ce faci? Bine, să vorbești la țară, că e... Să anunți pe toată lumea, că nu, e în regulă, suntem bine. Ce e la tine? Dă-mi-l la telefon. Se confirmă aia. Unde sunt eu să faci comedie? Asta e cea mai... Dar vezi că la început ai luat un pic în serios. Da, eu cred că casca asta îți dă un pic de... Era așa, era... Și am revenit. Cu vârstă te obișnuiești cu casca aia. Dar ești obișnuit că ai făcut stand-up revolution. Exact, da. Aceeași problemă. Mai dăm legătura lui Bartoș, că sunt singur acolo. Da. Smiley. Oh, Darius, ok. Salut, Darius. Salutare. Mare. Nu știu dacă mi s-a spus ceva. Eu am un comentariu foarte mișto pentru Frâncu. Oamenii zic că fanii Frâncu nu ar trebui să-și facă abonament anual, că s-ar putea să fie dezamăgiți. Adevărat. Ce? Se dau, cred că se dau înapoi. O să dau înapoi pe la moment. Pentru... Bă, nu plus că se strâng. Dacă e să-și facă, se strâng banii pentru incinerare. Să fie tot roast-ul lui, dar... Și poate o să apară pe platformă. Normal, pe Comedy Box. O să fie o urnă în formă de Comedy Box. E vorbit totul. Simplu fapt că este un special nou în fiecare lună. Bă, în fiecare lună. Și poți să-l ai pentru 35 de lei sau 25 de lei în presel, mi se pare, bă... La 20.000 de abonați mi-o arăt. Haideți, abonați-vă și în Atlanticul face o surpriză. La 25.000 mi-o arăt operația asta. Uite, mă, la ele poate poți să ne confirm tu o chestie. Ne zice cineva că e premieră acum pe TVR Gala Umorului cu Horațiu Mălăele. Nu știu. Noi nu vorbim, îmi pare rău. Noi nu vorbim lucrurile astea. Dacă ne ziceai scorul ăla... Sunteți rude? Cu domnul... Ce? Da. Ce să zic acum, Bogdan? Deci ce mai... Gala Umorului, nu știu. Gala Umorului de altă dată. Gala Umorului Comedy Box se leagă cumva. Da, da, sunt lansează și ei ceva. Lansează exact, da. Comedie prin fax. Comedie. Cutia comediei o să fie pe TVR. Deci cine mai întreabă oamenii cutia hazului? Așa. Altceva, dacă ne-am gândit să includem pe platformă industria de comedie din Moldova. Da! Băi, eu m-am gândit. Mie mi se pare faină. Aici. Adică nu din Moldova, din Republica Moldova. Eu i-am văzut, îmi plac. Bineînțeles că am putea colabora cu ei dacă și ei sunt deschiși. Mi se pare fain. Ar trebui să ne deschidem către comedia din Republica Moldova, că e mișto. E un pic de barieră, de cultură, un pic. Că unele glume poate că nu le înțelegem. Adică eu sunt din Moldova și nu le înțeleg. Trebuie subtitrate, mă. Și le zic în rusă și așa mai departe. Dar nu că... Dar zic cei din care vorbesc în limba... Trebuie translator român-român. Da, o să punem subtitrări și în engleză. Dacă sunt... Bineînțeles, cum să... Pentru italienii care se întorc. Norbert! Pentru românii care se întorc din... Pune în engleză acolo. A întrebat Bogdan. Sunt. Deja am vorbit cu Ricky Gervais ca să... Ca să atât. Mi se șoaptește în acasă, așa că nu e adevărat. Nu, dar, păi, dar trebuie să planurile sunt mari. Îți dai seama că dacă crește această... Nu că dacă, când va crește această platformă, o să putem plăti oameni din comedie care nu sunt momentan implicați și care să colaboreze cu această platformă. Adică o să vorbim și cu oameni din lumea actoriei, actori, filme, În mare parte vrem să ne susținem, să susținem și să producem filme, seriale. Exact, comedie ieșită din zona actorilor. Să le dăm de le dăm de mâncare actorilor. Și acum, adică, trebuie sushi-le sunt vegan toți de sunt vegan. Nu le dăm șnițele, vrem să dăm sushi la actori. Sushi la actori! Sushi la actori! Bine, vă mai dau o întrebare și cu asta vă lasă deliberați. De trei ori am primit întrebarea asta din câte am văzut și de anume dacă Sorin și-a pus peretele înapoi și eu vă las. Da, chiar. Ce? De ce? Ce? E din pluma lui. Din ce? Specialul lui cu peretele din apartament. Să-l întrebe pe el. Acum cum se...
Să dăm noi din casă că și-a pus... Păi de nu normal că nu și-a pus peretele, pentru că nu și l-a pus. Uite, e acolo. Dar n-arată om cu perete așa. Bă, eu știu fani care, de exemplu, când era Animal X, îmi povestea Șerban, și real că erau fete care dormeau în fața casei lui. Real. Și aveau din alea exact ca în filme, îi păcăleau, ieșeau, trimiteau o mașină ca și cum... Ieri și plecau cu alta și eram la modul men, minți. Și zicea, bă, de ce te-aș minți? De asta zic, toți fanii lui Sorin să se ducă la el acasă. Da, 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 să doarmă în fața casei. Și o să-l vadă, că n-are perete. Da, da, da. Avea Șerban Hiena, avea două mașini la fel. Men, erau... Bă, cred că erau... Da, două Cielo-uri. Era Espero. Cum? Espero. Leganța, mă, Leganța. Leganța era șmecher. Leganța. Da, Leganța Constanța. Copiii ăia chiar au... Constanța. Bun. Ăia chiar au făcut. Mergem mai departe, că mai avem un trailer de la una scurtă, mi se spune din cască, e adevărat? Ia. Avem un trailer una scurtă? Mai stăm? Nu, ok, trailerul una scurtă. Ia să vedem. Să vină și Toma în locul meu. Am venit la timp. Astăzi sunt la familia asta. Ce vă spune despre un parc, dar și despre un tată? Durează foarte mult să-l termini. Ce mamă bună sunteți, nu vreți să aveți grijă și de ăsta micu? Și băieții plâng câteodată, dar își revin cu altă fată. Ce v-aș executa silit. Mașini electrice, se udă Greta. Acum și în varianta Boss și Boss Max. Lasă-i Marilena să vadă unde m-a tăiat doctorul! Înapoi, bună seara, doamnelor și domnilor, avem aici, s-a schimbat, am avut niște schimbări la pauză, a intrat Boxy cu numărul 7, Teohar Claudiu, Frâncu a rămas, Banciu și Maria Popoviciu. Bine, Banciu? Nu, m-aș vrea să fie ceva aplauză, nimeni n-a atât, bun. Eu m-am aplaudat în gând. Ok, foarte bine. Da, voiam să spun ceva, pentru că... Am stat și eu și m-am uitat pe comentarii și, având în vedere că a trecut o oră jumate de când am început, voiam să zic ceva pentru oameni care au intrat mai târziu sau pentru oameni care, na, poate nici noi n-am fost foarte expliciți. Va fi pe platforma asta, pe comedybox.ro, va fi conținut nou în fiecare zi. Deci în fiecare zi va fi un upload nou. De o emisiune, de altă emisiune, poate o altă emisiune sau... adică în fiecare zi va fi un upload nou, nu e doar... Asta înseamnă între 30 și 31 de uploaduri noi pe lună. Între 30 și 31, numărul variază. Mai puțin februarie. Ce? Mai puțin februarie. Mai puțin februarie. În februarie, da, vom fi, bineînțeles, înjurați prin metode... O dată la 4 ani, rău, dar... Da, cel mai rău. Da, deci va fi clar conținut nou. În fiecare zi va fi un upload nou pe platformă. Și, da, tot ce facem se mută acolo. Adică oamenii au crezut că, și e normal să creadă așa, au crezut că noi facem un fel de preview, adică punem acolo și după aia punem pe YouTube. Nu, lucrurile rămân pe platformă. Gata, eu mi-am făcut... Împotrivă, facem un preview pe YouTube și apoi... Facem exact. Na, până ne dă YouTube un miliardul ăla pe care am cerut. Să face treaba în vest, că na, nu îi reinventăm. Nu, știm noi, domnule, aici vest, ziceți acum de vest. Păi, dar și valorile noastre de aici, de unde stăm noi de mii de ani și acum plecăm capul la vest... O prostie, domnul Frânculescu, nu mai fiți jigodie, domnul Frânculescu. Auzi, de diasporă s-a vorbit un pic, hai să... Păi, da, și aia o să fie acolo. Voturile din diasporă. Au venit voturile. Au intrat cifrele, avem... Și acolo, da, într-adevăr, pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt peste hotare. Și au internet. Și au internet, și mare internet viteză. Bun. Și eu sper că au și mai mulți bani din moment ce sunt acolo. Primim și coroane, primim și deci, bitcoin. Cât e un pint în Londra acum? Mașca. Cam 3 luni de subscriere. Nu trebuie să tot explicăm că e mic abonamentul, că e mic abonamentul. Ba, toată lumea e de acord cu asta. Tu ai intrat pe comentarii? Eu nu intru pe comentarii, doar că... Hai să-ți aduc o felie de realitate împuțită. Te rog. Eu
după cum am zis mai devreme, orice e peste zero devine prea mult. Deci, am înțeles, eu, dar... eu sper ca această platformă să fie, să aibă creșterea pe care a avut-o și stand-up-ul, pentru că la început, normal, au fost foarte mulți cârcotași, că aia că vin ăștia și bla bla bla, că nu e Seinfeld, nu știu ce mai departe. Dar în 15 ani s-a făcut niște bănuți. Bă, în 15 ani... În 15 ani mi-a luat Sandero. Băi, mie mi se pare tare că o să existe platforma asta, pentru mai ales, din multe puncte de vedere, pentru cei din diaspora, să știi că eu primesc foarte multe mesaje, oameni care vor să ne vadă și nu au cum dacă nu mergem fizic la ei, și toți zic, mamă, faceți râsca prostul, faceți una scurtă, cum putem, de ce nu puneți pe net să vă vedem? Da. Și normal că nu am avut cum să punem până acum pe net, pentru că necesită o producție, știu că cei de acasă nu-și dau seama ce producție necesită, o chestie care pare ok, stau doi oameni la masă și vorbesc, sau ce e acum în spate pentru podcastul ăsta, e ireal. Da, dacă ar face cineva o poză să vadă ce e în spate, pe cuvântul meu, donoare, n-aveți idei. Da, eu n-am știu că există atâtea cabluri. Și nu este încă că există atâtea cabluri. N-am știu că există atâția oameni, atâtea monitoare, eu nu înțeleg ce, eu nu știu nimic. Toate monitoarele din România aici, mă. Și de fapt să facem poza și să fie un singur băiat la laptop, știi? Sincer, ce e cel mai important pentru cei care poate au intrat abia acum pe live, ideea cu Comedy Box nu e că, haide, vrem să vă luăm banii, nu le mai ajunge ăstora, acum vor bani. Vrem să creștem calitatea producțiilor. Atunci când vă uitați la ceva în America, ai ziceți, bă, dar la noi de ce nu poate să fie emisiunile așa? Pentru că la TV ești foarte cenzurat, pentru că e normal să fii și nu le putem face chiar așa și pentru că îți trebuie foarte mulți bani să produci la nivelul ăla. Ce o să facem noi de acum încolo să fie că o să producem la nivelul ăla, dar cu comedia care vă place și vouă. Aia, pentru că în mare parte acolo o să fie un mare plus, să zic așa, pentru că nu o să fie niciun fel de cenzură. Da. Și o să facem exact cum ne place. Nu-i și da, și acum avem, avem și ocazia să facem, să ieșim un pic din zona de talking head. Exact, da. Știți, doi oameni care vor... Mă rog, nu o să fie cenzură, noi și o să zicem și așa, tot ce ne plătește Soros, să zicem. Bașca! Și, și reptilienii, da. Gândiți-vă că o să fie ca și cum... Ok, facem emisiuni, dar noi avem controlul. Nu au alți oameni controlul și facem o emisiune și... Nu, afară de ocultă, nu. Eu nu știu despre ce vorbim. Și Voiculescu... Care voi curăscu să se uite. Contractul ăla pe care l-am semnat. Ruțule, scrie altceva acolo. Maria, deci nu, o să fie Maria, chestia aia pe care ai picurat tu niște sânge pe aia, după aia am dat foc. Eu am zis că nu vorbim. Da. Acum zicem că avem oameni aici. Libres? Nu, mă, o să fie cu ceva. Deci vedeți, se face reclamă la liber, aici n-are nimeni nici. Excelent. Absolut excelent. Da. Și la fel, ca să înțelegeți, noi vrem să ne facem un loc de joacă unde să putem să facem multe chestii. Adică, uite, vorbeam acum cu unchiul murdar Dan Fruculescu. Your dirty uncle. Uncle Fister. Uncle Frâncu. Dar ce-or fac în face, Uncle Fister? Uncle Frâncu. Vorbeam că, de exemplu, uite, vrem să facem o emisiune de mâncare, vrem să facem un fel de, nu știu, Jackass cu mâncare. Ce să mâncăm prostii și să ne distrăm. Și alte Popescu și Minculescu, când ne-am strâns mai mulți, urăsc cuvântul ăsta, dar foodies, mâncăi, fani mâncare. Da. Și e păcat să nu combine pasiunea pentru râs cu pasiunea pentru mâncare. Eu nu știu cum să ies de pe acel grup, că băi, nu mă pasionează. Eu am ieșit? Oh my God, ce curajoasă ești! Că am făcut un grup despre mâncare și Maria a ieșit. Mie îmi place să fie secret ce mănânc eu. Pe mine mă șochează. Frică de mine, mi-e frică mie de mine. Știi de grupul ăla? Nu știi de grupul ăla? Sunt revoltat și șocat. Era prea periculos pentru mine, ca și cum l-ai pune pe Popescu într-un grup cu mulți copii. Pentru că îi plac copiii și vrea să fie educator. E ca și cum ai pune pe mine într-un grup cu mulți bărbați. Cu patru bărbați la masă. Dar ești mai multe grupuri de genul ăsta. Da. Noi am avut să stăm în spatele tău așa toți. Nu toți. Adică toți, dar pe rând. Bă, eu mă bucur cel mai mult că o să pot să zic cuvinte care nu se zic în mod normal, precum... Mulțumesc. Okay. Mulțumesc, mă bucur că mă apreciezi, lucruri pe care nu le zici de obicei. Ești bun astăzi. Ulm. O să reiei emisiunea ta cu mâncare? O să reiau emisiunea cu mâncare, da.
Deci o să fie multe cred. Emisiuni cu mâncare. Nu? O să fie multă mâncare. Da. Da. Pentru că dacă vă abonați, o să fie și mâncare. Mie mi se pare tare emisiunea aia. Adică era chestia aia, să mănânci chestii scârboase. Da, nu știu, dacă nu răspunzi la întrebare, mi se pare tare. Eu am fost la emisiunea aia și a dat o îmbară foarte tare cu mine. Că ai mâncat tot. Tot. Și eu aș mânca chestii de alea gen ochi de pește prăjiți. Eu aș mânca de-astea. Știi cum se numește? Că am terminat să o montez și o să o postez probabil în maxim 6 luni. Că deja e filmată de 2 ani. Și în 6 luni o pun. Se numește Teo mi-a distrus emisiunea. Bun. Perfect. Și o să numească ultimul episod, deși e al 5-lea. Deci... Băi, de ce n-ar fi al 5-lea ultimul? Dar nu vrei să facem o emisiune antisistem, nu pe mâncare, să facem o emisiune pe fasting și pur și simplu vedem cine moare. Da, exact. 5 zile, da, o săptămână și vedem cine moare. Chiar Hunger Games, ca producție, practic, da. Este foarte mișto, pentru că filmezi oameni nefăcând nimic. Da, da. Exact, da. Și stând și murind. Stând și murind. Alterându-se. Pentru murind cei care, pentru cei care au intrat mai târziu și poate nu înțeleg ce se întâmplă, lansăm o platformă cea mai mare din Europa, precum și Africa continentală. Este comedybox.ro. Nu că ninsulez nebune cu platformele, da? Da, este comedybox.ro. Ne-am adunat mai mulți oameni, ce vedeți aici, e doar un eșantion mic, suntem mult mai mulți. Și facem, mutăm tot acolo, mutăm tot ce știți, podcasturi, emisiuni, specialuri de stand-up. Mobilă. Dacă știți un băiat care poate să ne ajute cu mutatul, se împărtă că trebuie să mutăm. Se face un semn din regie? A, nu, gata, nu îți face niciun semn din regie. Ce ai, Teo? Nu mai avem. Nu, mi-a arătat mie așa, l-am văzut pe la voi. Da, deci asta înseamnă. Comedybox.ro, puteți să intrați de acum, să vă înscrieți, pre-sale. Pre-sale, da, numai pre-sale 5 euro pe lună. Da, până pe 12 decembrie. 25. Când se va lansa. Cum zice prietenul și bunul meu asociat Vio, 18 țigări în pre-sale. Bă, 25 de lei. Cât costă un pachet de țigări? 27 de lei. Ce, mă? Eu nu mai fumez de când era 17. Ăsta e momentul lui Maria din Filantropica. Da. Spune-ți, da, domnul, da, student. Exact, da. Cât costă bilet? Da, mă, dar Viorel fumează și Asus, că e patron. Zic cât costă țigări. Nu-i țigară ca ale meu și mașină ca BMW-ul. Că așa se erau sprici. Foarte. Da. Da. Și dacă mi se permite, pot să o traduc și în 275 de grame de shawarma, că are dar în crème vârj, la vânzare accelerată, cam cât ar veni? Două vome ar fi. Cam două vome ar merge. Două vome jumate, depinde. Ați auzit de convertoare valutară, acum convertor alimentar. Spuneți-i lui Banciu o sumă și vă zice în grame de shawarma. Este exact. Deci, da, așa că... Darius! Ce ne mai întreabă oamenii? Da. Voi oameni buni, vedeți că deja avem buget de legături? Suntem aici cu Natanticu. Dăm legături. Ești așa. Care citește live. Îți place ceva de acolo? Vrei să citești ceva? Nu, mă uitam și eu. Bine. Păi, a venit să... Mamă, dar cine te-a luat pe tine ca reporter așa? Ia, gata. Ia să te întreb. Cum îți place Comedy Box? Nu interesează pe nimeni. Ce vreau să zic? Cristian Podariu, zici și tu numele când ai un mesaj de ăsta, bagă și pe oameni în seamă, că ei plătesc. Am un mesaj pentru nu știu cine, dar nu zici numele. Cristian Podariu zice, deci momentan nu aveți un plan de ce se va posta și cum consider că se putea menționa asta acum în acest live. Eu n-am înțeles nimic. Tu ce înțelegi din asta? Că avem un plan și nu înțelegem. De o oră vorbim de ce se întâmplă pe această platformă. Spune și așa. Sunt oameni care sunt oameni răi, care nu o să plătească niciodată. Tu cum te simți aici? Cum... Mă simt bine, mersi. S-a spart o sticlă, e ok. Nu. Zi lucruri acum. E fomiță. Voiai să mă întreb ceva? Da, voiam să te întreb ceva. Da. Frâncu e bolnav, ne întreabă lumea. Asta ne întreabă lumea și tu mă întrebi pe mine. Frâncu e bolnav? Nu e. E un om foarte ok. E, cred că, cel mai sănătos dintre toți. Ce să-ți mai zic? Ce vrei să spun? Îți dau numărul lui de telefon? Zi, întreabă-mă. Păi te întreb, dacă mă lași. O să-ți dau două întrebări și vreau să ghicești care e alu Mirica dintre ele. Ok. Mirica e în cameră, pune întrebări pe... se poate face acvaplanare cu trotineta sau se duce pe jos acasă singur? Asta ne întreabă cineva. Asta e prima întrebare și a doua? Și de ce ați pus 3 becuri lângă Frâncu, Banciu și Maria? A venit Sorin. De ce 3 becuri lângă Frâncu, Banciu și Maria? Asta e Mirica. Amândouă sunt ale lui Mirica. Ne-ai dat întrebare capcană, deci nebun la cap. Eu am venit cu informații, că de-aia m-am băgat în seamă. Nu m-am băgat așa de aiurea. Oamenii pot să urmărească zilele viitoare toate canalele pe care comunicăm noi, pentru că o să avem un concurs pentru un abonament lifetime. Băi, ești prost la cap.
Ce e asta? Zic, mai zi, dar eu n-am înțeles. Un concurs pentru un abonament pe toată, toată durata vieții tale sau a platformei. Ce trebuie să facă? O să vedem, să urmărească, platformele. Deci ei să-și facă abonament acum ca să prindă asta, pentru că dacă o să fie unul care s-a abonat și lifetime, o să îl trecem pe lifetime, deci nu o să pierdă nimic. Și dăm și ea 25 de lei înapoi. Eu mă bucur că m-am aflat aici la această informație. Cool. Și cam asta. Nu, ieși eu. Bravo, bravo. Felicitări. Continuați. Mulțumesc. Aplauze pentru Nathan Ticu. N-am văzut nimic, niciun entuziasm, nimic. Sunt 1000 de oameni în spatele camerelor. O super desfășurare. Mulțumim, Vio! Ai casca? Ai casca, mi s-a spus în cască, să zic. Number one, number one. Aplauze pentru Darius. Hey, aplauz singur, nu te trag. Înapoi la podcast. Așa. Unde eram? Bun, suntem înapoi. Comedy Box. Mi s-a alăturat Dragoș Mitran și Cristi Popescu. Ei, și Teo, scuze, am crezut că ești tot timpul. Da, m-am uitat din nou pe comentarii și cred că trebuie să zicem asta. Trebuie, noi să ne mai rotim podcastul, să mai dureze o vreme. Trebuie la 5 minute să zică cineva asta de fiecare dată, pentru că sunt oameni care tot repetă. Deci sunt oameni care sunt la limita între curiozitate extremă și hate minim. Așa. Ok. Așa gen. Ăștia sunt mai prețioși. Pentru că sunt oameni care întreabă, da, va fi postat zilnic așa, că emisiunea poate să însemne 3 minute. Cum da. Adică va fi va fi postat zilnic, cum ar fi, de exemplu, una scurtă care era la liber pe YouTube, va fi postată întreaga emisiune, una scurtă, marți. După care, miercuri, vine Râzi ca prostul. Și tot așa, în fiecare zi, va fi postată o emisiune întreagă și avem un plan, avem Excel-uri. Bă, sunteți nebuni la cap, avem Excel-uri nebunilor cu planuri. Ce credeți? Adică ăsta care a întrebat, ce credeai că o să apare și să zic, hei, neața, guys, am postat bam, astăzi. Emisiune, mi-am luat cafea dimineață și chiar m-am căcat de la aia. Ce credeți că o să se întâmple? Bă, e normal content, că avem un plan. E content, da. Chiar dacă nu mai punem așa un pic de haos. Nu. Acum că a zis, normal că nu mai punem. Tâmpito, nu mai putem să punem aia cu tine. Avem o zi lipsă. Lăsați-mă să spun asta, că e important. Chiar dacă voi vedeți un pic de haos la acest podcast, e normal să fie, suntem 6 oameni care, 6, da? Vorbim tot timpul în același timp și vrem să ne auzim normal, dar avem un plan foarte bun pentru platformă, nu există haos acolo, o să aveți o platformă foarte serioasă, chiar dacă va fi content comic. Am redus Dimitran. Întrebați voi. Inside din spatele platformei, am redus user agreements de la 1800 de pagini la vreo 614, în care găsesc toate detaliile despre când postăm. Un nou avantaj. Deci, un nou avantaj. Astfel încât să o ardem cât se poate de clean. Da. Nu există. Deci căutați... Sunt 600 de pagini, nu vă dăm cum vă dau alții, nu dau nume acum, 2000-3000 de pagini. Noi suntem pentru oameni, pentru popor, doar 600 de pagini, deci, de user. Dacă te apuci azi să le citești, îți faci abonamentul la începutul februarie, când termin de citit, și faci, e super, adică ai mult content din urmă. Am înlăturat ceva ce oamenii urau, trebuia să-și pună la parolă cu literă mare, cu... Toate parolele vor fi la fel pentru toți userul. Da. Aceeași parolă. Va fi aceeași parolă pentru toate. Eu și spunem dacă vreți. O premieră pentru platformă. Toate. În funcție de cum ai mail-ul, de cât este de cocălăresc, îți dăm noi parola care se cuvine. Care mail? O să-ți facem roast în parolă. Dacă mail-ul tău e de Adeuța... Da. O să primești șacalul ca parolă. Ceva. Șacalul 94. O să primești cifra 8, atât e parola ta, 8. Nu, mai e aceeași parolă și parola e chiar asta, aceeași parolă, așa e, asta e parola. Deci dacă vreți să vă faceți acum cont, parolă 1, 2, 3. Da, aceeași parolă. Asta este. Deci avem un plan, va fi în fiecare zi content nou uploadat, în fiecare zi și vor fi acolo special. Pornim deja cu 3 special-uri, Vio primul special, exact. Din lume. Când vreodată mai aveți ocazia asta? Puteți să vedeți acolo un special și mai... Da. Zi. Nu, atât avem. Vreau să zic că dacă împarți 5 la 3, nu? 5 euro în pre-sale. Dacă împarți la 3 specialuri. Mamă, ce îți dai seama că vine undeva 3, la vreo 2 euro? Câte grame de șaurma? Câte grame de șaurma sunt 2 euro? Cât înseamnă 6,70 lei? Deci stai un pic. Cât crembuști mai bine? Stai un pic. Nu merită specialul meu 1,66 euro. 86 de grame de șaurma.
pentru specialul Vio, 86 de grame de shawarma. Care n-are 86 de grame de shawarma? Știi, știi care parte din shawarma exact ale 86 de grame care sunt jos unde e sosul? Unde e sosul? Unde e sosul? Acolo e. Acolo e unde e sosul. Iată, în sosul ale 86 cele mai bune. Cele mai bune. Da, da, aoleo, mi-am făcut poftă singur. Intrați pe Comedy Box, faceți-vă și voi poftă. Bam! Bă, da. Dimitran, Dimitran. Eu n-arunca microfonul. Nu, Comedy Box, sosul comediei. Așa. Eu cred că nu crema sosul, exact. Devine foarte greu să te impui. Eu? Din ce? Unde? Nu. General? Tu ca persoană, așa, acest grup de 6 persoane, și aș vrea să mulțumesc oamenilor de pe niște oameni care se uită la noi, da, pentru da. Că am ridicat producția pe niște oameni. Adică? Foarte mult. Adică, uite, asta este pe niște oameni. Tot ce în momentul ăsta este pe niște oameni. Și am primit întrebări pe niște oameni despre când o să apărăm și noi. Și uite-ne. O să apăreți, dar nu, voi o să apăreți cu specialul în Da, mă întreba un podcast când apară, nu? Februarie, da. Și o fată care, cred că e un băiat prins într-un corp de fată, pentru că dorințele nu sunt așa, a zis, frumusețea aia de Mirică mai apare. Unde e Mirică? Care e misterul? Stă în spate să-și crească mustața. Vrea să devină cât mai sexy. În comentarii. Poate să fie Mirică oare mai sexy? Puteți să răspundeți, crezi că Mirică poate să ajungă mai sexy decât e deja? Ne puteți spune în comentarii? Adică în timp așa, eu, da. Eu sper să nu, că deja... Eu cred că a avut... Deja sunt la limită și eu, da. Da. O să da. Pe de altă parte, nu poți să știi, pentru că el are acel... baby face thing going on. Bă, nu e așa. S-ar putea cu timpul să nu-i mai servească. Mamă, dacă, baby face. Mamă, tu știi cât de mișto sunt bebelușii grizonați așa? No, mamă, să vezi un bebeluș cu un pic de argint la tâmple. Ce vedete știm care au avut la modul baby face și au avut succes și după aceea n-a mai fost ok pentru fete? Nu, vedete. Bărbați. Bărbați baby face. Macaulay Culkin, exact. Mirica, acolo te duci, da. Da, Mirica e deja bătrânel cu baby face. Macaulay Culkin avea baby face când era mai mic. Era baby, da. Deci nu e Mirica, se încadrează. Dar să știți că și la Mirica, adică e colegul meu de după și mi se pare că mai mult am eu dreptul să vorbesc decât vorbesc. Da, ok. Dar, spre exemplu, mi se pare că a avut picul acum vreo 3 săptămâni. Acum 3 săptămâni, da. Ok, așa. Nu e nimic alarmant, dar voi îl vedeți mai rar, dar dacă îl vezi oră de oră zilnic, așa, vezi că încet devine o leacă mai urât. Își pierde strălucirea. Dar marea problemă la graficul ăsta, că nu-ți dai seama dacă coincide cu invidia ta sau dacă chiar este pe bune. Da. E invidia ta 100%. Nu e, nu. Deci ca să răspunde mai urât. Deci s-a stricat Mirică. Asta vă spunem. Mulțumesc frumos. S-a stricat Mirică, dar o să aducem mai aici să vorbim direct cu el, să vedem cum e. Dar poate să vină Mirică totuși. Mirică. The rise and fall of Mirică. Deci Mirică nu mai e ce era. Se poate dezbrăca Mirică și aduce puțin? Da. Dar nu cred că neapărat corpul e punctul lui frumos. Nu. Mai mult Mirică, două lumini în față, două laterale aia, două aia, una sus pentru chelia ta. Momentul adevărului. El e aici, se află aici cu noi. Mirică is in the building. Pe aici. Nu știu. Băi, eu vreau să spun atât. Dacă iei capul lui Mirică și îl pui pe corpul lui Minculescu, strici comedia. Faci un super om și îl și jignești pe Mincu. Faci o super bucată și te și piși pe Mincu. Mai trebuie să mai iei un cur de la cineva. Și nici măcar capul, creierul. Hai să facem comediantul perfect. Trebuie să pui pula mea. Deci acum facem așa. Da. Comediantul perfect, bun, da? Haide. Bun, hai să vedem așa. Fața lui Mirică. Fața lui Mirică, da? Deci avem aici debate-uri. Nu-mi place că toți bărbați au acest debate despre comediantul deci perfect. Deci debate la fața lui Mirică n-avem, nu? Stai puțin că vorbește o femeie și prin lege o dată. Nu latră un câine. Așa. Deci facem comediantul perfect. Ca să înțelegeți, ei fac comediantul perfect. Adică nu eu și Ioana Luiza, ei fac ei comediantul perfect. Da, mă, normal. Da. Băi, are și ea, să știi că are și ea un libres de dreptate aici. Să știi că... Nu, că punem și țâțe. Punem țâțe? Punem țâțe și cuor. Da. Deci țâțele lui Frânculescu, clar. Poate voi, să-l cheme Popovici. Voi îmi spuneți mie că... Voi chiar nu credeți că noi, ca bărbați, reușim să alegem mai bine... Normal decât o femeie, bineînțeles, bun. Păi voi alegeți tot timpul și uite cum o dați în bară. Deci hai să luăm așa. Deci luăm fața lui Mirică, da? Până acum luăm fața lui Mirică. Clar. Păr? Luăm și părul lui Mirică? Asta vă întreb. Nu, hai cine să fim serioși. Cine are cel mai ok păr din comedie? Hai să fim serioși. N-ai Nicolae. După Ia stați că l-am văzut pe Mirică live. Eu aș pune râsul lui Vio. Ia uite-l. Nu, asta cu timp. O, Mirică, te invit aici. Bun, deci luăm fața lui Mirică părul. Cine are cel mai frumos păr din comedie? Maria.
Bă, Maria. Ok, Maria. Părul Maria. Îi punem... Hai, luați-i pe al meu. Bine, părul Maria. Vrem să vrem un Photoshop. Cine se pricepe? Cine se pricepe la Photoshop să facă, deci, fața lui Mirica, părul Mariei, la corp. Hai să vedem. De upper body... Brațe Minculescu. Brațe Minculescu. E greu să iei pași. Uite și cum stă cu brațele acum. Eu ai zice și abdomen și piept. Și abdomen și piept. Bun, Mincu all the way. Vreau să spun că i-am și zis ieri, deci are brațe, el de fiecare dată când pleacă în vacanță în afara țării, trebuie licență de export de armament. Oh, this gun! Da, da, da. Bun. Deci crede-mă, e ceva... Bun. Îi punem și o alăniță? Hai, îi punem și o excelent. Bun, alunița lui Popescu, alunița lui Popescu. Da, pe fundul, punem fundul lui Costel. Costel stă bine pe fund. Stai, mă, da, mai bine pe fund. Proporțional micuțul dacă are. Dacă vreți mult. Voi să ne prefacem, mă, Costel stă bine pe fund. Dar cine? Mi se pare că eu stau cel mai bine. A, Maria, ok, da. Punem fundul Mariei. Da. Da, ok. Și păr și fund de la Maria. Ai primit aluniță, nu te mai sai. Primit aluniță. Și părul de pe fund al Mariei. Părul de pe fund. Ok. Din punct de vedere al upper body-ului, care reprezintă prea mult din corp, da. Nu e fair să... Adică dacă tot e Mincu pe exterior, că efectiv n-are cine rest, măcar hai să vorbim și de organe interne. Da. Sunt terminate. Adică la modul că, spre exemplu, dar acolo știi care e problema? Că le câștigă Toma acolo pe toate. Că pare cel mai... Adică eu gen de la Toma și face transplant. Toma, da. Ok, bine. Da. Pui punem și ficatul lui Toma. Ficatul lui Toma. Și... Înălțimea lui Ciobanu. Ciobanu e cel mai înalt? Stomacul lui Banciu. Dar de ce cel mai înalt neapărat, mă? Da. Trebuie să fie înalt. Mi se pare vouă că arătați drăguț. Dar nu, normal, trebuie să fie înalt. Trebuie să fie înalt. Da, mă, înalt cât de cât. 1.85. Mitran, trebuie să fie înalt. Du-te, mă, de aici. 85. Ba, da, mă, nu, e ok. Eu i-aș pune, inima lui Costel. Inima lui Costel. Ok, bun. Dar lui Frâncu. Cui? Ba, penisul lui Nathan. Cum ajungeam la penisul lui Nathan? Coboram încet, încet acolo, că ne-i frică. Coaiele lui Costel. Coaiele lui... Mi se pare o jignire să spui penis la Bartaipul. Puțin. Penis toți avem noi, Natanicu are barta ai pula. Voi toți ați văzut penisul lui Nata, de știți așa? Eu mi l-am imaginat de multe ori. Sunt legende. Nu, sunt legende în viață și sunt legende în vis. Arbă legend. Bun, mergem mai departe. Mamă, cât de inclusiv e totul cu penisul lui Nata și fundul lui Maria Popovici. Da. Ai făcut așa? Cumva așa o să arate. Deci ăsta e comediantul perfect. Gata. Să-l facă câteva puturi. Picioarele cui? Nu, picioare. Eu am faci are picioare? Nu, picioare. Cine mai are picioare mari? Cât porți la picior, Mincu? Băi, hai. Eu port 47. Mult, deci punem laba mea. Nu. Bă, că e bine. Auziți, nu mai bine vreți voi să-i punem pula lui Nathan Ticu lui Miculescu și să zicem gata. Da, vă rog. Cred că nu încă mult tot. Deci asta o să vândă. Asta e comedy box. Asta e comedy box. Comedy box. Pula lui Nathan Ticu pe corpul lui Miculescu. Dar de ce nu vreți să pune nimeni că și Mincu? Bine, las. A, că ok. Acum na, ce să zici? Nu s-au auzit vorbe. Adică, na. Da. De vorbește și tu mai mult, Maria. Vorbește și tu mai mult. Trebuie să bagi în material. Da, suntem convinși că e bă, foarte pot mare. Să confirm și eu, serios. Zău? Pentru da. Mincu? Da, pentru Mincu. Ai fost la strâmtoare? Ok, bun. Atunci... Bine, ne mai gândim. Ne mai gândim. Da, no. Abonați-vă pe Comedy Box și o să aflați toate astea. O să fie un dacă special, vă abonați special. Pe Comedy Box o să aflați toate chestiile astea mai repede, mai multe detalii. Eu aș mai propune o chestie și vine de la o idee pe care a avut-o Costel, dar cred că dacă oamenii tot întreabă de conținut exclusiv și noi tot zicem, bă, că emisiuni, da. Că podcasturi, că special și ei tot zic, hai mă, dar conținut exclusiv, că am înțeles că nu știu. Hai mă să ne punem analizele pe Comedy Box, pe care noi ne facem okay. Analizele. Nice. Toată declarația unică. Da. Eu mă gândeam că față de cum se umbla cu chestia asta de short, chestiile scurte pe YouTube și mai lungi pe Comedy Box, să punem 7 cm de pulă pe YouTube și apoi restul pe Comedy Box. Care restul? Care restul? Că ajungi să pui mai puțin pe Comedy Box. Să mai rămână de la 7 în mod normal? 7 cu 3. Mai rămâne, mă. Ce ai? Rămâne. Da, rămâne. Fix să nu fie. Bun. Dacă ați intrat mai târziu, ne facem reclamă la o platformă de comedie. Nu știu dacă ați intrat chiar acum și vă întrebați,
Da, e o platformă de comedie, comedybox.ro, unde e conținut nou în fiecare zi la un preț care este infect de ok. Este da. Jignitor. Jignitor. E nouă rușine să vă cerem atâția bani. Da, da, da. Noi ne-am gândit, de, adică am zis, bă, trebuie să cerem de la 100 de euro. Și este o listă atât de lungă de la chestii de la care vă puteți dezabona, să vă abonați aici. Da. Da. Nu dau nume. Dar e cu play. E cu io. Io. Cu play, cu io, cu bă, sunt multe, bă. O să aveți o să aveți în fiecare lună un special, o să aveți bă. Foarte curând un revelion foarte mișto. Revelion făcut după ce am avut lupta revelionilor. Da. Acum ne-am adunat ca Voltronul într-un singur da, revelion da, 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 da. Care va domina toate revelioanele online, care va fi și singur. Da. O să aveți revelioane, dar online. O să aveți revelioane, dar online. O să aveți una scurtă, Râs ca prostul și multe alte emisiuni noi. Și în curând o să aveți și un reality show, care va fi un reality show de comedie. Deci nu va fi vlog, va fi chiar reality show, dar va fi comic. Și o să fim cu toți în el. Da. Dar e incredibil că o să... E, nu știam da. Că e visul meu, dar îți jur că... Și vreau să mai zic un detaliu tehnic, și anume, oricine se abonează are trei... când te abonezi, ai trei device-uri pe care poți să te loghezi și trei profiluri. Adică, știi, dacă tu intri și te uiți și, la și ceva... trei câmpuri de băgat carduri, da. Să faci trei carduri. Tu, e, cuplu, da? Cuplu, bărbat și femeie. Bărbatul se uită la... Bărbat. Sau ceva cu altceva. Sau bărbat gay cu femeie gay. Poate să fie orice combinație. Și fiecare are profilul lui. Că se uită femeia la Mirica sau la Mincu sau cine mai e pe acolo. Și bărbatul se uită la ce... Adică și ai continue watching. Da. No. Da, deci trei profiluri, trei device-uri. Și până pe 12 decembrie, când platforma devine live, aveți reducere, e în loc de 35 de lei, cât e în mod normal abonamentul, dacă vă abonați până pe 12, 20. Zi tu că nu poți să zic. Bă, 25 de lei. Se pare mai puțin ca un pachet de țigări, eu n-am știut că atât a costat. Da. Pentru că eu doar cer țigări. De ce comparăm doar chestiile care sunt mai ieftine decât un pachet de țigări cu un pachet de țigări, știi? Da, poți să zici, bă, cât costă mașina asta? Da. 826 de pachete de țigări. Mii de pachete de țigări. E, băi, e cum să spun, în București 25 de lei e o cursă de aici până unde face 25 de lei. E efectiv da. Atât de puțin. Da, da. 25 de lei sunt fix 5 bagnote de 5 lei pe care tu le ai și poți exact. Să le dai. E o cursă de aici până unde face 20 plus 5 că te mai la... Da, Mitran, pare că vrei să spui ceva, Mitran. Bă, nu, din contră la aia mă gândeam că n-am nimic de spus și eram... Hai că trebuie să vină ceva. E super ofertă. Dar știi care e problema? Rămâi pe cuvinte. Da, exact, uite, asta e reclamă. Ia zi, Mitran, ce părere ai de pre-sale 25 de lei 3 luni. Trei lune. Ok, zi Mitran. La așa. Prețul ăsta problema e lune. Că numai că descurajăm probleme. Oamenii. Așa. Știi? Adică e zona e rușinos, aia de domnule, dacă o ardeai opulent la un cinstit. E un milion pe zi. Știi care e chestia? Oamenii ar fi fost, bă, da, e clar că e înseamnă că merită. Da. Uite, la asta nu ne-am gândit. Nu ne-am gândit. 25 de lei la mod. Bă, facem cum a făcut și Uber și Bolt, începem cu ăsta regular, după aia băgăm Comedy Box Premium, Comedy Box Lux, Comedy Box Black. E aceeași platformă. Box Black. Unde avem Florin Gheorghe. Popinciuc. Am vrut să mă abțin să nu zic asta, dar ai făcut-o totuși. E incredibil. Plus niște plot twist-uri, oameni la care nu te aștept să fie și chiar sunt. Știi? Așa. Adică în afară de Florin, Gheorghe și Mirel. Așa. Lumea nu știe de alți oameni care s-ar putea să fie. Exact, da. Și Banciu? Da. Adică la un dat o să ne trezim cu Banciu acolo și lumea o să fie... Știu ceva doar pentru că am plătit la Comedy Box abonamentul. Mă rog, facem de Comedy Black Box. Uitați-vă puțin. Da. Este extraordinară oferta asta. Este, vreau să sune telefoanele acum. De ce nu sună telefoanele? Ce am în geantă? De ce nu sună telefoanele? Ce am eu în geantă? Ce am eu în geantă? Dacă vă abonați acum, primiți cadou un inel, două inele, trei inele, 10 inele. Ce mai ne întreabă oamenii? Hopa, vine Mincu. Aoleu. Păi acum ai interviu cu Mirica. Pe Mirica. Mirica! Mirica is in the house. Foarte multă lume l-a cerut în comentarii. Mirica, n-ai idee cât de mult te plac. E incredibil. Ce ne zici despre toată atenția asta și crezi că acum cu toate producțiile astea filmate mai bine o să-ți vadă lumea mai ușor defectele? Da. Bun.
Cam atât de la Mirica. Bun, hai să răspundem la niște întrebări, vrei? Da, sigur, sunt de cultură generală sau sunt din astea de pe... Eu în primul rând îmi cer scuze că eu am venit acum, eram în mașină și zic, ia să intru să fac și eu niște Caterinca pe chat. Morții. Și când am venit aici, am văzut că tu citeai comentariile mele și am zis, sper să n-ajungi la alea, că dă-te în gâtul, mă, te terminați. Păi asta am făcut, am vrut să luăm unul dintre cei mai activi comentatori de pe YouTube și te-am ales pe tine că erai aici. Ne întreabă cineva dacă o să avem atenționări de limbaj obscen înainte de show-uri pe Comedy Box. Nu îmi fulăm. Nu știu, avem? N-avem? Avem? N-avem? Păi, oricum, platforma acolo zice că e peste 16 ani. Deci de când te abonezi, îți spune acolo că e peste 16 ani. Da, da, da. Da. Deci, poate, cine știe, lucrăm și la un filtru de separare a conținutului cu limbaj vulgar față de cel cu limbaj non-vulgar, adică programatorii noștri sunt acum la muncă, e duminică seara. El e Mirica. Și el este Cosmin Natanticu. De ce trolezi și pui tu întrebări mai mult decât oamenii care intră? Băi, eu nu trolez, eu am venit să stau de vorbă cu oamenii din chat. Nu, n-ai venit, dai mesaje și Darius tot ce a făcut să citească mesajele tale. Care-i treaba? Păi, dar care-i treaba? Ce, l-a citit pe ăla? Te-ai abonat? L-a citit pe ăla cu Natanticule, du-te înapoi la Vocea României sau unde ai fost tu? Nu. Păi și? Da, nu. Te cunosc de undeva. E foarte prost. Ca să continuăm discuția, mie mi se pare că mai degrabă ar trebui să avem un disclaimer când e limbaj neobscen. Știi? Ar fi mai... mult mai bun. De ce nu OnlyFans? Gen cu F1S ca titlu. Pentru că este un joc de cuvinte. Îmi plac jocurile de cuvinte. Vezi scuipatul lui Procust. Dar în același timp parcă e un pic tras de păr, știi? Așa că na, Comedy Box pare sună mai simplu și poți să-l împarți așa în 3 cu 3 cu 3. Nu dădea la logo dacă puneam altceva. Bun, și ultima chestie. Cineva ne zice chestia asta că o să renunțe la Brazzers pentru voi, pentru noi. Tu o să o faci? Nu, adică de când am descoperit... Gen, adolescența mea a culminat cu evoluția internetului și mai degrabă mi-a definit viața site-ul ăsta pe care l-ai menționat, decât orice altceva. Așa că mi-e... Înapoi la podcast. Camera la loc. A fost Natanticu. Natanticu, ne cerem scuze, doamne. Ar trebui să ne faceți abonamente. Da? Ar trebui să ne faceți abonamente la Comedy Box, că se duce drag cu umorul România în 3 ani cu TikTokeri. Da? Că noi pentru România facem glumele astea bune. Nu strâmba tu cu userul ăla de căcat cu For You, da? Underline. 98. Era luat numele tău pe Gmail. Bun. Da. Bine l-ai zis. Foarte bine ai zis. Dar dacă tot e Mincu aici, să vedem și trailerul de la Râs ca prostul, nu? Asta aveam de... sau mai aveam ceva de zis înainte? Nu, stai pe telefon. Despre ce mai facem? A, ce mai facem? În general sau pe platformă? În general. Dacă ți-ai tâncuit casa, da, pe exterior, viu. Nu, da. Așa, mai vorbim despre noi, nu? Da. Hai să ne liniștim din faptul, am înțeles că e vorba despre o platformă. Da, am înțeles. Program. Hai să, da. Exact, hai să nu mai zicem o dată că e o platformă care se numește Comedy Box și care, na, costă abonamentul doar 5 euro dacă îți faci abonamentul până pe 12. Trebuie să vorbim despre noi, frate. Să mai întâmplă cu noi. Nou, da. Chestia asta. Spre exemplu, nu știu cum sunteți voi, guys, dar de unde vă vin ideile? Da, mă, nu știu, nu. Chiar consider că ar trebui să... Spre exemplu, astăzi a fost FCSB Dinamo. Zău? Ok, astăzi. Așa. Dar nu ca astăzi, în timpul podcastului nostru. Oh, de acolo și cifrele. Și a mai fost ceva de la Fire, un live. Și un Fire de la și un Fire de la live, da. Fire de la live. Să ne saboteze, asta e concluzia. Da. Da, și întrebarea e care credeți că este, cum facem să bubuim peste chestiile astea? Gen, care crezi că este cea mai la îndemână chestia ta? Așa, a mea? Personal? A ta personal, Jesus, a oricăruia personal de aici, că eu vorbesc cu toată lumea. Ok. Personală, prin care realizezi că ai bubuit, dați-i foarte aiurea să o arăți. You know? Adică la modul, fii atent. Spre exemplu, eu aș putea să fac poză, eu pe partea asta am două sfârcuri.
aș putea să fac asta. Chandler? Chandler, is that you? Chiar ai? Ai două sfârcuri? Da, mare. Știm sau nu știm? Nu știm. Ai două sfârcuri și crezi că astea te-ar bubui? Sunt sfârcurile lui Schrödinger. Crezi că oamenii ar zice... Toți avem două sfârcuri. Crezi că cineva ar zice, mergem ăla la care face stand-up ăla cu trei sfârcuri? Asta păi aia, da, întrebarea e de cât de ușor e să-ți expui o vulnerabilitate ca, numai ca să bubui. Păi dar nu e asta stand-up-ul când îți expui vulnerabilități? Exact. Dar trebuie neapărat o vulnerabilitate sau poți să-ți expui și un skill ca să atragi? Virgil. Un handicap? Un handicap. Ajut. Eu sunt... Aveți? De exemplu, mâna asta de lemn. Să-și ia gen pensie de handicap, așa, neavând să-ți facă. Băi, să-ți fac bubuit ăla cu... Eu am numai trei picioare și sunt cu sușchiop. Pula mea, știe toată țara. Și ne-am pun la cap pe noi nimeni. Nu știu, dar pot să zic că am văzut, spre exemplu, adică noi în comedie avem multe nișe care nu sunt ocupate. Okay. Spre exemplu, da. N-avem un comediant care să fie homosexual, declarat cel puțin. E, așa. Și pe această cale deschidem aplicațiile. Avem nevoie de homosexual neapărat. Da, gen Costel, uite-te și repede. De câți ani. Că dacă nu mă pun pe mine. Ia uite, cere și ți se va da. A venit Mirica. N-avem ceva, eu am văzut un orb în Londra care făcea stand-up și era foarte pentru mine, pentru că nu mai văzusem, l-a dus cineva pe scenă, el stătea. Mă, mogulul, mă, n-a făcut mogulul stand-up orb, dar nu era orb. Dar oamenii nu știu asta, te-am văzut noi și el 20 de oameni. Dar era foarte mișto experiența, iartă-mă, era foarte mișto că s-a pus pe scaun, avea ochelari de soare și îți dai seama că n-avea conexiunea cu publicul, cum o are un comedian care se uită, caută, întreabă și stătea acolo și dădea oarecum mai pe lângă, așa se uita. Și a fost foarte mișto. La candelabru, da. Oamenii din sală, din Londra, n-au simțit, eu uite, e un nevăzător sau ceva, știi? Eu abia aștept să fie primul comedian srilanchez din ăsta de Glovo care să învețe română să facă stand-up. Da. Asta, să ne ia joburile. Și noi să livrăm. Să ajungem noi. Bă, acolo să ajunge. Comedy box, pula mea, livrări. Comedy box. Să facă stand-up în șlapea. As they do. Auzi, am putea să facem, să întrebăm pe oameni ce și-ar dori să vadă pe noua platformă? Bine, nu, că o să... Nu, mai avem om acolo la chat care se uită. Darius, e la țigară. Idee bună. Dar spuneți-ne, ce v-ați dori voi să vedeți? Că noi să ne uităm. Și facem în seara asta. Că bani sunt, stați liniștiți. Producția merge deja. Dacă tot am adunat camerele astea, facem. Da, adică se întâmplă un platou ăsta, dar neapărat ceva ce vă doriți, știi, fără să mai adăugăm buget. Momentan. Sunt deja întamați Dan Negru, stați liniștiți. Mariana, notezi? Care, by the way, shout-out-ul de Dan Negru, care ce-a a anunțat că nu o să țină Revelionul de la Canal D. A zis că nu o să țină? Da, ceea ce înseamnă mai mult Revelion pentru noi. Oh, by default. Perfect. Le e frică, mă. Cât de mult... Da? Cât de mult crezi că ar aduce, gen dacă Dan Negru ne-ar scrie, dacă ar pune la el pe Facebook. Așa, că vine la Revelionul nostru? Nu, dacă ar pune că, guys, eu nu țin Revelionul la Canal D, dar dacă m-aș uita la un Revelion, ar fi la cel de pe comic. Ah, să fie pe... Să facă... Câți oameni crezi că ar aduce, sincer? Dar... Da, sincer. Trei. În zona aia mă duc și eu. Da, ok. Patru. Hai să licităm. Cum câți banii dăm peste 10? Eu nu-l văd pe el făcând asta. Eu îl urmăresc pe Dan Negru pe Instagram. Așa. Și mare parte din postările lui ajunge la o fabrică sau ceva care a fost privatizată, dezafectată și e, uite ce s-a întâmplat. Aici se produceau 200.000 de nasturi pe lună, căcatul ăsta. Și mai degrabă ar face asta, ar face cu Revelionul nostru în spate și uite cum am ajuns, uite ce s-a răzut. Vremuri se făceau revelioane, se făceau frumos, alb-negru, chestii, citea... Îl vedeai pe loc? Sau... Mi s-a părut trist când a zis el chestia că prietenii sunt, nu cum e, cu casoarele, când... Nu, sunt umbre, când e soare... Se arată și mi s-a propus cât de suferit poți să fii de nu te suportă nimeni doar dacă ai succes sau... Eu îl urmăresc în fiecare săptămână pe Dan Negru, deci mă uit creștinește la emisiunile lui, jur. Ce emisiune are? Scuze. Ce emisiune? Ok, așa, ok. Are pe canal de are Jocul Cuvintelor, unde sunt integrame, basically. Ce tare că ai părut foarte implicat așa când a venit. Da, și mai are o emisiune, Tu Urmezi, unde sunt reguli făcute de niște preșcolari drogați, că n-au niciun sens. Adică acum tragi un bilețel și apare un domn costumat și zice că acum ai ghinion și treci în gâtul mai de acasă, vine următorul. Decât să fac Adidas.
Mai bine. Da. Pune întrebări din alea, adică spune întrebări simple, dar ți le pune invers. Mai întâi îți dă răspunsurile, variantele de răspuns și tu trebuie să răspunzi greșit. Înțelegi? Oaie sau capră, fiul berbecului este... Oh. Uite, vezi, deja m-ai prins. Incredibil. Mamă. Asta încerc să zic. N-are și niciun... care e? Marius. Nu știu, fiul, am zis fiul. Deci tu, teoretic, oaia se naște din berbec cumva, dar tu trebuie să răspunzi capră. Atunci eu zic care aduce... Oaia se naște din berbec? Stai, wow. Păi cine-i tatăl oii? Asta depinde e întrebarea oamenilor. Aflați răspunsul teticului. Depinde de stână, da? Dar stai, ce regiunea țării. Stai, mă, miel, la oie miel și la capre ied, nu? Da. Da, corect. Și la berbec e mascații. Și chiar cred, adică nu știu, eu chiar cred că Dan Negru nu are prieteni. Și eu cred, adică după ce ai zis chestia aia, și mi s-a părut că nu are prieteni. Da. Doar fani și urmăritori. Da. Fiecare masă de Crăciun de Revelion cu alți fani mereu care au roleplay-uri cu mătușa, soția, mama natură, fata de la pagina 5, da, care a făcut salata de băf. Oh, cârge! Oh my god! S-a cârge, vino cu acea cârge. Nu, ies eu, las. Nu știm la ce asistăm. Ia vino cu acea cârge. Scenariul se scrie din mers. Asta ia vino cu acea cârge. Ia zi. Așa. Și voi puteți să fiți regizori. Scrieți în chat și facem exact. Chiar lansează o platformă în care își pun toți materialele. Deci tu ai fost primul, încearcă și ei. Bă, nu știu acum cu acest prim, dar cel puțin în forma asta este bă, prim. Bravo băi, de asta mulțumim frumos. N-am vrut să vin, dar am fost băgat, bravo. Tu ce proiect ai pentru, dacă ar fi să piciuiești ceva pentru Comedy Box? Că tu ai multe pentru proiecte. Pentru altceva. Pentru ce ai venit? Așa, ia zi. Nu, pentru că am foarte multe să propun pentru Comedy Box. Ai văzut? N-aveți buget. Aha. Bă. Nu știi câți oameni s-au abonat acum? Câți abonați avem? Ia zi cifrele. Roast your post. Roast your post. Luat! Da. Cât vrei pe episod? 200 de euro dacă îndați acum eu. Mă fac 6 episoade. Mă las cu aici. Am ardurile la mine. M-am săturat să fac moca. Cauciucuri de iarnă și uite. Deci, roast your post. Vine aici. Ăla vezi cu... de glumă. Vezi de glumă. Pa, e luat. Ăla... E luat. Îl dau doar să mi-l luați. Ăla... Fotbaliști versus maneliști. Fotbaliști versus maneliști. Rap battle între luați Santana și Florin Salama. Care nu sunt amuzante? Sau doar chestii amuzante? Glumă pentru comediant. Decideți ce intră. Câte râsete trebuie să aibă un câte ce? Băi, proiect. Câte ce intră? Câte râsete? Câte râsete per minut? Dacă mi se pare amuzant. Pe minut? Râsete pe minut? Râsete. Cum se calculează ceva ce e amuzant sau nu? Păi avem o să fie în primul rând, avem o comisie. Aveți niște oameni în comentarii care zic, bă, lasă-te. Nu. O să fie în primul rând cifrele, vedem în funcție de ce cifre face și după aceea zicem dacă e ok și are potențial. Dar dăm măcar, nu știu, 4-5 episoade, tot dăm. Da. O faci ca un fel de sezon, să zicem. Da, faci un sezon și vedem ce se întâmplă. Da. Ok, vreau să-mi vând un sezon de... De ce? Doar să apar. Da. Dar, doar să vin la voi, vă rog. Și ce ați făcut la Cisnădie? Când o să apară acel? Ah, The Mike. Mă, vreți să cumpărați The Mike? Normal că nu am The Mike, Jesus. Mamă, nici nu m-am gândit la The Mike, am uitat. Bineînțeles că păi The Mike, The Mike cam 500 de euro. 500 de euro. Plus benzina. Am cărat. Uite așa, benzină și țigări. Și apar și tu vii-o, poate așa. Drăcea care a avut 2 șaorma. Așa, ce mai avem anul ăsta? Păi, Rose Battle s-a dus. Nu se mai uită nimeni. Nu se mai uită nimeni și o să luăm noi. Păi, nu știu, undeva, eu zic la 500 de euro pot să vă vând toată imaginea mea din 2024. Plus un iPhone 14. Da, mă, dar ție cum ți se pare? Bă, foarte bună idee, bravo. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Bravo și ați promis, nu mai știu, un special pe lună și... Un special pe lună. Am auzit ceva la Teo, o chestie pe zi. Fiecare zi o să fie pus ceva, cât un produs. Ca și cum luni e un episod de podcast între show-uri, marți râs ca prost, miercuri lumea sportă, joi un special, vineri... Bă, stai puțin, e prea ieftin, hai să mai scumpim, vă rog eu frumos. Bă, zilnic ceva? Mai ieftin decât un bilet asta la palat. Nu. 31 ianuarie? Așa, ce? Deci în fiecare zi o să fie... Nu, e prea ieftin. Da, ok, crește. Dar chestii de calitate? Absolut.
Mădeline? Man, da. Băi, e foarte mișto. Nici nu contează la volumul ăsta. Adică, eu abia pun pe zi câte un reel. Ai văzut? Noi punem câte un bă produs. Dar serios, uite de câți comedianți suntem. Unde mai vezi tu la 5 euro pe lună atâția șomeri? Da. Suntem vreo 20. 20 de neangajați. Dar bă, nu v-ați gândit, toți. Nu v-ați gândit să puneți acolo sus undeva și ia biletul? Să vadă lumea când aveți show-uri? Ok, facem bani. Tu, de exemplu, când ai show-uri? Nu intrăm în asta, că nu aveți timp. Cum să ce? Undeva să promovați și show-urile la final de emisiune, la final de lună, faceți retrospectiva lunii și anunțați unde mai aveți show-uri. Păi o să facem asta. Adică un live pe lună. O să fie un live pe lună. Ne facem ticketing, ne facem tot, bă, tot. Bă, v-am cumpărat să mă bată mama mea. Cumpărăm câte, mă, comics ăsta. Bine, mă, eu am venit să vă salut, să vă felicit. Și Doamne ajută, ăștia, mulțumim frumos. N-am vrut, jur, eu n-am vrut să intru. Bă, eu sunt omul online-ului. Ce înseamnă să-ți fie foame, ai acaparat tot, ai zis tot, în două minute. Mulțumim de tot. Eu aici, îmi pare rău. Regret. Da. Și banii, mulți, în fine, nu vreau să zic de asta cu oameni bolnavi de inimă, e și Frâncu și eu cred că ar trebui să, numai că, să închidem și noi. Nu, stai că trebuie să punem Râs ca prostul. Avem trailer Râs ca prostul? Nu, da, mai zic. Trebuie să punem. Mamă, da, ce mișto e ediția aia de Râs ca prostul. Da, Râs ca, băi, deci a fost deci chiar am Râs ca prostul. Da, am Râs ca prostul. Hai să vedem trailerul Râs ca prostul. E cineva în... Da, hai să vedem. Okay. Regia de emisie. Râs ca prostul trailer, ia să vedem. Ferii de Logan se cacă pe calorifer. E suficient, nu trebuie să-mi zici. Ca să aibă încălzire în scaun. Facem cu... Hai să ne atingem. Noi știm ce facem aici? Știi de ce nu mănâncă prostii toatele mici? De ce? Că din reflex scuipă muștarul. Auzi, mă, Dane, tu știai că ai față de cur? O, da. Îi dă un pic telefonul. Deblocat. Știi ce spune un drogat când îi scapă pachetelul pe jos? Ce? Pop, heroină. Bac-o la loc. A fost aproape. Și nu a fost pe trailer acea ediție care nu s-a mai făcut, este în premieră internațională. Da, a fost o ediție foarte, foarte bună și foarte amuzantă. O să fie, cred că, al doilea episod care o să apară prin ianuarie sau așa. Cristi, nu intri... Nu, cred că în ianuarie. Hai, Cristi, vino și tu, măcar. Cristi... Ba, mă, să zice și omul care, până la urmă... Vino în pace, mă. Băi, Cristi. Lasă-ți acaia pe tine să vadă lumea că ai bani. Ești fratele nostru. Vino, bă, în pace, Cristi. Cristi. Nu e vorba de Cristi Popescu, ca să nu înțeleagă lumea Cristi. Amă, vino cu aici. Amă, că și tu ești amuzant până la urmă. Vino cu aici. Cristi este foarte amuzant. Deci este cel mai emoționat om dintre... Discutăm cum eram noi cățeiși. Cum eram noi în Bulgaria. Deci eram... Nu era scump. În Bulgaria la All Inclusive. În ce, când a, în vară a fost, nu? La începutul lui august. Așa v-a venit ideea? Da, așa a venit ideea. Eu zic că trebuie să mergem și pe Bulgaria. Dacă... Eram pe Bulgaria și eram cu Cristi la plajă cu copii. Ce să faci cu copii? O platformă. Și ne gândeam noi, cum dracu să facem? Că avem proiecte, că avem chestii, hai să... Da, eu, să facem ceva. Înainte vorbisem cu un tip. Ce e bine să vorbești cu oameni? Eram la o spălătorie auto. Spălătoream. Jur, spălătoream. Da, și a venit un tip că fa stand-up, dă-te morți. Așa, în fine. Și eu, că sunt un om ok, l-am întrebat ce face și el. Și a zis că... Interior-exterior. Și a zis omul că ține, face IT-ul sau ceva, servere, nu, n-am înțeles, pe la ăștia de telecom, cum ar veni, nu știu, Orange sau Vodafone. Și am zis că au scăzut foarte mult income-urile la ei, că nu mai fac câți bani făceau pe vremuri. Clar, și am zis că asta, da. Nu, dar de ce? Dacă, da, nu, ca, e, dar oricum, e, n-am dat nume, în fine. Putea să fie Orange, Vodafone și... Nu, mă, căcat, au zis că, dar nu e un mister, că nu mai fac banii pe care făceau pe vremuri și caută să se extindă sau să fac... Informații publice. Da, cifre oficiale, da.
Și după aceea vorbeam Cristi și ziceam de chestia asta, că inițial noi, pentru că am zis că ei caută metode să se extindă, să se, știi, ramifice cum ar veni. Și am concluzia că prima dată ideea, asta a fost ideea prima dată, că voiam să facem un parteneriat cu un canal de YouTube. Da, un canal de YouTube era prima dată și după aia ne-am gândit chestia asta, bă, dacă tot ăștia vor să facă, hai să poate facem un... cu card. Ok. Cu un mare telecom, să facem ei să vină cu infrastructura și cu ce se întâmplă acolo la ei și cu abonații și noi cu content și așa mai departe. Și după aia, acum nu dăm nume, dar ne-am și întâlnit cu cineva din cei trei mari jucători. Și a fost foarte ok întâlnirea, totul bine, ok, erau interesați, era interesat omul, ar fi bună. Și a zis că, da, să știți că, ca la orice mare de ăsta jucător, durează mult până se implementează și vă veți lovi de oameni în costum. Așa ne-a zis. Oameni care... De-aia noi venim în anorate. Da, exact. Pe producții și apoi a zis, bă, ia să nu ne mai complicăm noi cu ei și să facem noi. Bă, și atâta vreau să știu. E multă... Da. În locul lui Maria. Pe mine ce mă sperie este că dacă venea de la Cristi, dacă avea mai multă încredere, dar faptul că vine și de la tine, nici cu vinul n-ai reușit. N-am cu hanoracele. Hoodigans, luați hoodigans. Bă, trebuie să iasă ceva. Ăsta e principiul. E trail... Celelalte nu sunt tău. Da. Uite, aici... Zic, dacă venea doar de la tine... By the way, deci acum că am și băut... Fix bucata asta să te ai peste un an. Trebuie să iasă ceva. Deci, bă, deci ce a reușit? Pentru că mare, adică munca cea mai mult a fost depusă de Cristi. Ba da. Cristi... Învețe programare. Pentru Cristi și Norbert. Urma să zic și Norbert. Deci Cristi au muncit cel mai mult la această problemă. Și Valianita, vreau să mulțumesc. De ce? Nu, că așa este. Nu, și ce înseamnă și organizare. Nu, dar give credit where credit is due. Vă și știți. Nu e vorba de știu, dar așa... Unde vă știți? Ce relație aveți? Nu mergem cu nepotisme și... Ca să se afle cum se fac lucrurile în industria asta. De unde vă știți? Băi, eu am o poveste. Nepotisme. Domnul Fiorel, evitați să... Finisme. Asta am vrut să zic. Finism. Bă, asta trebuie să facem o emisiune cum era la OTV cu scandal. Exact, ca așa. Domne, și adu un tomberon aici să-l băgăm. Ia-te pe scandal. Ia zi, domne, de unde te știi cu Cristi? Bă, iar nu, v-ați îmbătat. Eu zic să... Și ați băut vișinată de la ce deci plasă cu asta? Da, a fost... dacă am făcut ceva bun în viață... Eu i-am dat mult credit. E Cristișoara. Eu i-am dat credit datorită ție, că credeam că ești un fel de naș sau ceva cumnat. Ceva de naș, ești nașul. Vorbește-mă la microfon. Da. Scuze, eu am pierdut foarte mulți bani cu el la început. Deci, păi, deci m-ați gândit la asta prima oară? A fost primul meu corporate și al tău. Ieșoarea Giovanni al comediei. În loc de comedy box, este că ați avut titlul Nașul și Finu? Nașul și Finu. Nu. Sau legendele? Comedy box, Sorin a fost cu... Sorin a zis cu comedy box. Da. Foarte bun, Sorin. Fix comedy. Aplauze pentru Sorin, Cristișorea și Cum credeți că o să se stâlcească numele Comedy Box cel mai des? Bă, nu prea e cum să-l stâlcești, n-ai cum. Box, da, comedy? Comedy și box, adică toată lumea a luat box. Box comedy, nu știu ce. Nu, comedy e destul de... Știi că eu mai merg, vin, de exemplu, cu taxiul aici la... la chestia asta. Comics Club. Și toată lumea zice, unde mergi, la comedie? La comedie. Zic Nervatarea în 4 și comedie? De comics? Comedie, da, și e comic și e... Comedie cu tine. Comedie nu cred că ai cu ce să... Păi comedie asta box. Zic că n-ai cum, e... Dacă e să prinde pe cineva dintre noi drogat la volan, o să fie comedy cox, o să fie niște... Dar n-are cum, n-are cum că... Cât timp te-ai gândit la... Noi n-avem mașini. Acum, cât ați vorbit voi doi. N-are cum, că Mirica nu mai conduce două luni. Nu se pune problema că noi am vândut mașinile. Nu mai. Oameni buni, este an electoral, aveți grijă ce faceți. Pentru că când cu cazurile astea de acum de drogați la volan, mi se pare că cu Dorian, de exemplu, e un vid, de exemplu, pentru copii acum. Așa. Și vreau să-l umplu eu. Mi se pare că îl golești. Beți suc de kiwi, ce dracu promovezi? Da, exact. E sănătate curată, efervescentă din aia cu vitamine. Ți-a pus un pic de fairy acolo. Ia, da să spele paharul așa. A rămas cu Alex. Vezi că ești amuzat, mă, și nu vrei să ieși. Da, mă, nu sunt.
Pe lume, tu nu vezi. Este foarte amuzant. Cristi este foarte amuzant. Este super amuzant. Este amuzant de spus. Îl trage înapoi cariera în management, că ar face, ar face cariera în stand-up, vă zic. Da. Eu zic că nu ne mai, că e păcat zic... că s-a mai ridicat. Nu. Avem oare cineva s-a mai uitat pe acolo ce producție ar vrea să vadă oamenii pe Comedy Box? Este... Dar nu s-a plecat? Maria, mă simt că tu stai. Nu, am venit, am venit în plus aici. Aici. Nu, tu te ridica. E cineva care știe cu calculatorul. Stai el. Să pricepe ceva bun pe Google Chrome. Dar stați un pic, de ce? Unde-i Darius care ne spunea? Și-a dat de mine și omul care trebuie să oprească producția asta. Efectiv, stăm până o leșinăm. Mi-a zis, a zis un băiat în comentarii mai devreme că Mirica e nou Costel. Și am zis, wow, ce drăguț. Și a zis, la băutură. Darius! Amuzanți oamenii, mă. Darius! Uite așa, sau... uite așa pleacă comedia. Cineva care poate așa să ne spună ce comentarii mai sunt ca să putem să... Da, avem un special. Ai zis că ai semnat ceva cu el și uite că pleacă. Avem un special. Auzi, mă, Cosmine, dar tu ai voie să fii aici? Marică. Păi nu știu. E însurat. Tu zici de Lizzy? Eu zic de a doua soție. Da, da. Antena Play. Nu știu. Una e una, alta e alta. Da? Una, da. Una e mama la copii, una e mama care plătește întreținerea. Te pofta inimii. Auzi între Antena 1 și Comedy Box, care e mama la copii, care e pofta inimii? Lizzy e o fată extraordinară. Parcă interviul la Antena Star. Bă, știi cum e? E și păcat să, că acum sunt sub contract cu Antena 1. Ei sunt foarte buni. Le, auzi, te recunosc. De aici nu prea am văzut abonați, dar când vor fi 20.000, îți dai seama că... Auzi, te recunosc mai mulți oameni de când ești la Iumor? Nu, decât sunt la Comedy Box. Deci nu. Aoleu, tu ești la Iumor în jur. Mamă, ce tare mi-ar plăcea să-mi zică lumea. A, te știu, de la Comedy Box. A, te știu, de la 5 euro. Să-ți dea, să-ți dea autograf pe cubul la Rubik's. Bă, fii atent, vrei să zici ceva? Știi că te mai ceartă lumea. Mie nu mi-a plăcut ce ai făcut acolo. Nu mi se pare ok, nu știu ce, te văd la televizor. Da, uite, de exemplu, dacă aș întâlni oameni care să-mi spună că sunt abonați la Comedy Box și nu le-a plăcut, păi înțeleg că chiar au dat bani. Da, 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 da. Tu, tu dai 30 de lei, nu știu cât e abonamentul la... 1025, o să fie 35. 35. În... Și ai 200.000 de canale. Da. Tu n-ai voie să spui mie că eu la Antena 1 nu fac ce trebuie, știi? Da, da, da. Dar aici, da, într-adevăr, pot să-mi zic că unul, bă, nu te iau cu taxiul, cu nu-l ia. Știi că nu l-a luat odată pe Ciobanu un uberist? Ciobanu e cu Steaua, cu FCSB și ce era Steaua? Cu Rapid și... sau cu cine? Cu Dinamo? Nu, e scandalul ăsta între FCSB și Steaua. Ok. CSA. Ah, ok, ok. Opa. Și el militează, Ciobanu militează că FCSB e Steaua. A chemat un uberist. Mamă. Și a zis: "Nu te iau." Bă, la s-a filmat, jur. Jesus. Nu l-a luat după ce l-a chemat. Am zis, eram într-o cu Maria, eram. Și striga ca prostul, el mergea și îmi zicea: "Zi, mă, FCSB e Steaua." Eu am pățit era... Zi. Eram cu Maria într-un bol de ăsta, veneam la Club 99, aveam show și el m-a întrebat, ce e aici? Zic, e un club de comedie. A, de comedie. Și cine are show în seara asta? Și mă zic, Maria și Mincu. Se uită la și nu știu, n-am auzit de ăștia. Și eram, da, sunt amuzanți. Nu, eu știu pe... Și a fost foarte specific. Eu știu pe la Natanticu. Oh. Mălele. Și nu mai știu care a fost al treilea. Da, zicea de Horatiu. Da. Numai bătrân, știi că... Doamne, numai artiști, mă. Artiști, artiști. Am vrut să fiu modest, mersi. Numai ce a fost. Artistei. Zine, Darius. Darius. Hai că trebuie Darius. Să schimbăm, trebuie să ies să vină altcineva. E foarte supărat că l-ați cenzurat. Da, păi cineva vrea impro, Nathan Ticu, bagă-te, dacă vrei. Impro. Impro. Mișto, un show de impro. Nu, o să fie și show de, o să fie un show de improvizație. Da, 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 absolut. Deci toate, adică tocmai de asta încurajăm oamenii. Bă, veniți aici pentru că o să fie foarte mult content, că o să și voi improvizație. Noi să mai exact, da, 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 tocmai asta era și ideea de la început, ca să putem să facem producții ca lumea. Bun, și Maria, de ce ești galbenă? Sunt oamenii foarte curioși de ce ești galbenă. Ești galbenă? Ea e, vine din China acum. Prin contrast cu tine, Darius, toată lumea e roculare. Probabil de la machiaj, nu știu. Machiaj, poate lumina, poate de la hanoracul meu. Sau poate de la boli, am multe boli. Poate hepatite. Am tot felul de boli și poate să fie de la asta. Tu ai galbenit. Imaginea hepatitei în România. Doamne ferește, Minculescu. Pentru bani. Pentru bani orice. Pentru bani. Hai să schimbăm. Cine vine? Că am stat o grămadă. Cine mai vine? Da, cine vine cu meu? Maria, Maria, Ioana Luiza. Luiza. Toate la fel. Du-te, dracu. Haide, ia vină Ioana încoace. Pleacă de aici. Pleacă. Efectiv. Du-te. Ești moderatorul. Nu, eu nu mă bag. Vreau să faci pe aia lui John Cena după aia. Pleacă că vreau să te bârfesc. Mă simt că l-ai umor. O să dau like. Sau... Da. Auzi, mă, toate la fel. Efectiv arătați toți identic.
Stai, stai aici jos. Luiza, de ce ești verde? Ce ești verde? Că avem același sânge. Ce întrebări foarte... Darius, trebuie să mai răspundem la comentarii. Trebuie să ne spui ce a mai comentat lumea ca să putem foarte să... Foarte multă lume vrea șef la furculițe pe platformă. Șef la furculițe. Am vorbit cu ei, am 150 de euro. Am negociat, am mai renunțat la bani. A zis Ioniță că se bagă. Bonjour! Eu vreau să salut canalul Niște Oameni, unde acolo comentarii numai pozitive, frații noștri. Frații noștri, comentarii pozitive. Da, să și plătească. Pozitiv suntem toți. O, sigur că s-a mărâți. O să strângă ei așa. Sunt Cornel din și calul aleargă, dar nu dă goluri. Dar Rusică, ce mai ai acolo? Ia zi, Darius. Bă, dar inventează și tu să părem important. Nu. Hai, foarte multă lume se ceartă. Se ceartă, între bun, ei? Între ei. Ei pe toate streamurile, e incredibil. Unora li se pare că este mult prețul. Ok. Și ceilalți sunt, da, cei n-ai bani. Ok, avem o rugăminte pentru oamenii care cred că prețul de 35 de lei este mult pentru a avea în fiecare zi o producție nouă pentru, pe o platformă. Cam, fi săraci. Cam ce? Nu, avem o... Puteți să ne sugerați cam câți bani credeți că ar trebui să plătiți? Adică dacă credeți că vă doriți să vedeți conținut făcut de noi, cât credeți că ar trebui să plătiți ca să vedeți în fiecare zi altă producție. Eu sunt convins că o să fie oameni care o să zică am nevoie de bani să mă uit la voi. Ei sunt în zona asta. Eu cred că sunt. Nu, dar sunt curioasă să ne spună dacă 35 de lei sunt mulți. Sunt ok, nu pot să-i contrazic pentru că e părerea lor, dar care e suma care e corectă? Lumea vrea gratis, asta e problema. Vreau să sune telefonul. Dar știu că acest înțișor, minunat, oameni buni, numai 35 de lei în fiecare zi. Rubino, con diamanto, cato. Noi tot sună acum, sună acum. Așa, hai că am luat podcastul ăsta cu asalt. Dacă faci, dacă faci o împărțire simplă, 35 de lei înseamnă cam un leu pe zi. Mai puțin bravo, în februarie. E mai nașpa, e mai complicată. Da. În februarie. Ideea e că tot februarie la vacanță. Da. În februarie nu la vacanță că sunt 28 de zile sau 29. Da, e frig, nu mai zile. Nu mai mergi. Valentine's. Nu, toată lumea în februarie. În februarie? E o lună celebră de vacanță. Dar să nu deviem foarte tare de la subiect, că e foarte important să spunem, să comunicăm chestia asta. De-aia scurez dacă îți răspunde cineva, Maria. Nu, nu chestia asta. La modul la care Darius a spus mai devreme că oamenii vor gratuit. Și dacă poate sunteți de curând pe live-ul ăsta, vrem să vă spunem că motivul pentru care nu vor mai fi gratuite aceste emisiuni și special-uri și așa mai departe este pentru că vrem să creștem calitatea lor, calitatea producției și așa mai departe. Adică nu o facem pentru că ne gândim, Maria, cum să ardem lumea de pe internet. Maria, nu, o facem pentru că vrem chiar Maria, să facem lucruri frumoase. A zis doar Darius, eu nu cred că e un mesaj. Și mai ales după ce a zis inventează Darius, că oameni, tu nu vrei să ne dai 35 de lei, de fapt? Dar nu e un mesaj. Eu v-am dat deja. Ne-ai dat băi, deja, Darius, mulțumim, și trăiască, dă numele omului care a zis. Asta. Am pierdut comentariile alea, dar uite, îți zic, Iulian Niță ne spune, atâta vă zic, v-ați vândut. Cum îndrăzniți, asta e de la mine, cum îndrăzniți să vă puneți munca pe bani pe internet? Păi eu nu știu cui să răspund ție sau Iulian Niță. V-ați vândut? Nu-ți permis să ai două nume, unul care se termină în N și celălalt care începe tot cu N. Nu te pare ciudat așa? Iulian Niță. Eu cred că Iulian era cu noi. Eu cred că Iulian era... E fratele. Salut, Iulian Niță. Nu știu dacă e. Eu cred că a glumit, cred că a glumit. Bă, dar n-are importanță, oricum nu e ca și cum ne supărăm sau ceva, mi se pare amuzant. Eu chiar dar noi ne-am vândut de mult, nu e de la Comedy Box, știți? Dacă ați văzut la ce am făcut reclamă. Eu abia aștept, deci dacă e cineva care vrea să mă cumpere. Eu sunt aici disponibilă, fac reclamă. O avem pe Luiza, cadou. Și nu vorbiți cu mine, vorbiți cu Cristian Șorea. Da. Știți că sunt el ne vinde, da. Să-l întrebe, l-au sunat pe Boxi. Cât costă? Să-l întrebe cât costă și să mă trimită la muncă. Și ce a zis? Că, na, erai ocupată. Când zis, a fost așa. Nici nu știu ce să zic. Da, dați-mi un mail. Da, bă, eu cred că cine vrea, o să vrea, o să fie cârcotaș. O să fie cârcotaș care zic că eu nu plătesc, că eu sunt obișnuit și așa. Dar sunt oameni care gândiți-vă că plătesc, de exemplu, YouTube să nu vadă reclame. Să nu... Absolut. Da. Și cred că cât e? Nu știu. 5, cred că 5 top. 5 euro, ca să ai fluiditate în treaba. 5 de euro de lei. Ce ești nebun să ai... Să dai 5 euro să ai comedie da. Într-una. Pe lângă faptul că, adică, sunt costuri de întreținere a site-ului și a bazelor de date, adică sunt foarte multe... Nu interesează pe nimeni. Costuri de întreținere a corpului Lumirică. Ne costă foarte mult să-l ținem atât de frumos. Băi, fraților, nu, nu se interesează așa, pe nimeni că în spate e o muncă. Că Maria. Sunt niște oameni... Eu când am venit aici m-am și speriat. M-am gândit că am intrat într-un studio. Sunt 80 de oameni aici. Nu interesează aici. Pe nimeni. Pe oamenii de acasă interesează produsul final. Normal. Ei când plătesc biletul
abonamentul ăsta, să râdă, să se hohăie și cred că acolo e, nu interesează pe nimeni că sunt costuri, că Natanticu bea la fiecare show câte 5 beri și costă, credeți? Așa, nu le plătește nimeni beri, pe astea. Nu interesează, oamenii trebuie să fie mulțumiți. Dar nu primești gratis berile deja la nivelul tău? Ba dacă eu fac reclamă. Și asta vreau să întreb, nu e o parte și gratis? Că oricum o să vrem și noi să promovăm lucrurile astea, deci o să se pună pe internet și bucăți. Și bucăți, da. Chestii. O să fie, da, bucăți, din da. Emisiuni, bucăți, din... Da, dar o să fie în continuare pe internet. Bine, pe de altă parte, gândiți-vă că sunt oameni care în continuare, în 2023, nu plătesc bilet la RATB, adică merg cu frica aia în fund că... E greu acum, bă. Trebuie să simți e super greu acum. Și li se pare că li se cuvine. Cu la modul, mamă, gata, am păcălit sistemul. Ce bine, am mers cu RATB-ul, trei stații și nu m-a prins nimeni și... Exact ce spunea Frânculescu, sunt oameni care... Trăiesc din ciupeală. Au dat bani pe decodor la HBO ca să nu plătească, de fapt, abonamentul. Adevărat, da. Se părea că-s câștigați, știi? Ok, dar în același timp sunt și oameni care acum plătesc pentru tot felul de chestii. Sunt oameni care plătesc pentru abonament la Spotify, oameni care plătesc pentru abonament la YouTube, la Netflix, la HBO Max, la... Și ce ai cu ei? Ce ai cu ei? N-am absolut nimic cu ei. Zic că există deja o tendință de a plăti pentru lucrurile pe care, pentru un conținut pe care tu îl vrei. Sunt oameni care cumpără addon-uri și cumpără skin-uri la un joc gratis, care doar să schimbe un pic culoarea la pixel pe ecran. Adică și noi trebuie să mai acceptăm ceva. Nu să mulțumim pe toată lumea. Nu toată lumea o să se aboneze la chestia asta. Cine înțelege, înțelege. Cine dar eu cred că își dorește, o grămadă de oameni cine nu... Asta vreau să spun. Da, și cred că putem să punem accentul pe cei care deja s-au abonat și le mulțumim și pe cei care întotdeauna au... Marius și post... Andrei. Da, Marius și Andrei, vă mulțumim. Marius și Andrei, vă mulțumim. Vă mulțumim tuturor celor care stați pe acest live, chiar dacă sunteți sau nu alături de noi, sunteți aici și se uită cineva la noi. Deci contează. Poate o să avem oameni care abia acum ne-au descoperit și zic, wow, ăștia nu sunt amuzanți, dar uite ce frumos ce e Virica. Ne folosim de tine. Am avut o chestie când am început acest live, am venit aici, ne-am adunat cu toții și am dat confeti și a fost drăguț. Și după aia am fugit la alt club de comedie din acest oraș, Club 99, o să-i dau numele, pe Dacia 99. Și am urcat pe scenă un pic, apreciez-o. Și în timp ce vorbeam despre labă, au început să pice confeti din mine. Efectiv, absolut super. S-a bucurat pula. Să veniți, că deci tot ce vedeți pe jos nu sunt confeti și a dat drumul Mirica astăzi de bucurie. Da, sunt un unicorn. Ți s-ar părea mai fain să-ți dai drumul confeti? Într-un eu cred că ar fi mult mai da, pe adică s-ar bucura mai mult copii. Da. Poți să-ți dați confeti pe față? E altceva, da, corect. E altfel, da. E altfel că sunt mai uscate. Și, nu și altfel ești copiii să... din confeti, dacă... Da. Și avem și avem pe Darius care e nerăbdător. În plus cu dulce. Darius are un invitat în partea aia. Da, mă bucur că m-ați întrebat. Îl avem aici pe Mincu. Mincu, nu mai citim comentarii, gata, nu ne mai pasă. Ne pasă, dar dacă trecem peste momentul ăsta. Mincu, vreau să te întreb cât dai cu pumnul. Pe 27 am show în Vâlcea. Să fie random, știi, să-mi promovez. Cât dau cu pumnul la aparate? Da, da. A, la așa pe scandal? Păi depinde de aparate. N-am dat niciodată maxim. Nu m-am apropiat de alea 999. 860, 880, cam așa. 100? 880, 880, 800, așa, dar nu era... Ai o tehnică acolo, trebuie să dai cumva de jos în sus. Dar chiar făceam gluma asta, dar pe 27, eu cu Maria și Banciu avem show în Vâlcea, la Teatrul Anton Pan mai sunt câteva bilete și pe 28 în Oradea mai sunt și acolo câteva bilete și pe 29 ne vedem în Târgu Mureș. În afară de asta am primit cifrele. Au venit cifrele în sondaje, s-a prăbușit la bursa Antena Play, s-au dezabonat 14 oameni de acolo și voi a pierdut 4. 4 subscriberi, efectiv, sunt devastați. Le e frică. Le e frică. Și vreau să te mai întreb dacă poți tu mereu, am vrut să-ți văd brandul. Poți să... Vezi brandul? Vezi brandul? Nu? Dar brandul nu, ar trebui măsurat brandul. În live, n-am măsurat niciodată brandul. O ruletă, aveți ruletă? Avem o ruletă? Asta niciodată. Poți să-l măsori eu cu mâna mea? Da, poți dacă... 13. Atât am văzut eu acolo. 13. Da. E fix ca... fix ca brandul meu. Dai de două ori și aia. Nu am foarte mult, dar ne întoarcem la podcast. Dacă suntem gata acolo, suntem gata? Suntem gata. Înapoi la voi. Seară bună. Bine ați revenit la podcast, oameni. Bonsoir. 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 Bună seara. Da. Bonsoir. Domnul Teohar, dumneavoastră, ce părere aveți despre Domnule, lucruri? Eu cred că totul e foarte bine. Subscriberii sunt dincolo de mulți. Adică,
e, mulți nici nu începe să descrie. Domnule, bani se dă, nu? Bani se dă, oamenii, păreri sunt, asta m-a surprins. Se dorește să se vrea. Băi, o liniște. Da, le-am zis de bunuri de masă, că mergi cu bunuri de masă. Hai mă să facem bunuri de comedie, mă. Zis că asta nu mai dați din promoțiile pe luna ianuarie. Pe ianuarie începem cu astea. Cu bunurile de râs. Da. Este minunat tot ce s-a întâmplat în podcastul ăsta. Sincer, mi s-a părut extraordinar. Și toată discuția de la masă, dar mai ales de pe net, a fost superbă. Absolut superbă. Deja se vehiculează, probabil, idei cum că e un caritas modern. Încercăm să depalizăm. Zvonuri, nimic confirmat. E piramidal, 100%. Da. E comedy box. Păi de asta, și după aia noi... Piramidă inversă. Deci noi luăm bani și după aia plătim alții să facă și ei conținut și ea să ceară alți bani și e... Dar e schemă cubică. E comedy box. Excelent. Prima schemă cubică din România o vedeți la noi, să știți. Deci iată, încă o premieră, că românii sunt pe primie. Încă o premieră, gata cu schemele piramidale. Ce bei acolo, Mirica? Zici că e urina mea. Cât ți-ai stors tricoul? Arată marker, dă-l bei înainte. S-a vehiculat până acum Fairy de vase, s-a vehiculat urina ta. Arată cum era Kiwi-ul ăla tech în anii 90, știi? Exact, tech. Fix tech. Da. E alcool sau e suc? Este alcool, este o vodcă cu suc de verde. Kiwi. Da. De zarzare. Pere. A pus vodcă ca să curețe sucul. A zis ca să nu cumva să fie ceva contaminat. Să stingă. Da, tu ziceai de un special, Mirica? Aveai... Da, mulțumesc. Wow. Așa. Ce memorie aveți la vârsta dumneavoastră. Mi-a venit așa. Luați ceva. Da, pe 9 decembrie, în clubul unde suntem acum, adică Comics Club, Nerva Traian numărul 4, pe 9 decembrie, eu, alături de colegii mei, Ioana Luiza, Virgil Ciulin, Dragoș Mitran, filmăm niște bucăți de stand-up. Dar care clar nu sunt repetate de acasă. Adică dar ce debit aveți, domnul Mirica, luați ceva? Da, niște urina dumneavoastră, domnul. Așa că vă așteptăm la filmarea de special. Da. Piu, piu, piu. O să fie mișto. Îmi iau și eu bilet. La ăsta chiar. Bă, la ăsta chiar le-aș da bani. Adică, nu. Bă, noi chiar avem nevoie. Este absolut extraordinar ce s-a întâmplat. M-am uitat pe mai multe chaturi, pe mai multe canale. Îmi place, Luteu, îi place partea aia cu chatul. Da. Aproape avem o problemă. M-am uitat pe mai multe canale la chat și mi se pare minunat că oamenii ăștia, nu zic acum, poate nu doar românii, poate toate nații sunt așa, nu știu, dar văd aici la noi în chat. Cum o dai nu e bine, pentru că când ne lasă nouă comentarii sunt, bă, dar lăsați-i și pe aia mici să dați-vă la o parte, să vină aia din urmă. Acum că sunteți în proiectul ăsta și sunteți aici în platformă și la masă, ce? Bă, dar eu nu vreau să-i vă, mă, pe aia, ce dracu sunt aia? Bă, hotărâți-vă, vreți să vedeți oameni noi sau când păi, vedeți, ziceți, ce dracu? Păi eu dau bani pentru ăia. Asta era un comentariu. Da, eu dau bani pentru ăia. Să împartă, domnule, în mod egal. Pe noi ne ceartă, știi, la modul, bă, dar numai voi, alții când apar? Și cum apar alții? Ce dracu-i cu ăștia, mă? Asta spun că mi se pare extraordinar. Deci o să fie o shawarma bipolar românesc. Da, de câte grame? Unde e banciu să estimeze? O să fie o shawarma de un kil jumate la banii de shawarma mică. Ori o shawarma cu de toate, ori mai multe shawarme separate, fiecare, una dulce, una cu roie, alta cu mica. Nu, dar faci o shawarma doar cu castraveți, una doar cu vită, una doar cu maioneză și muște așa, ca dintr-un nai, așa zic. Naiul de shawarma. Shawarma zanfir. N-ai gustat așa ceva. Extraordinar, da. The Lonely Shepherd. Băi, până la urmă, fiți atenți. Mulțumim foarte mult tuturor oamenilor care s-au înscris deja pe platformă, acum în orele astea, în pre-sale. Pentru restul care nu au niciun fel de încredere, că asta a fost vehiculată cu totul în încrederea, că până la urmă, ți-am zis, oamenii s-au mai fript cu Iliescu, cu asta, da, cu, știi? Mașinile de cusuri Zinger, nu? Asta spun. Oho. Sunt multe. Colecționari. Oamenii au, înțeleg că e un fond de, hai mă, că ăștia vor să dea un tunj să fugă, știi? Unde scoate, mă, Vio Special, mă, că mă rog de el de 10 ani, mă. Auzi, știi cum plecăm? De 10 ani, mă rog de domnul Vio, de... Auzi, mă, scoate Vio Special. Bă, n-au găsit și ăștia o minciună mai bună. Da. Vă mulțumim foarte mult celor care v-ați abonat deja. Vă mulțumim celor care v-ați uitat până acum și care vă gândiți să vă abonați. Sunt sigur că trebuie să lansăm, să vadă oamenii cât de mult conținut e și că e în conținut în fiecare zi, ca după aia să se... Da, vor să vadă și continuitate, coerență. Absolut, coerență, mi se pare coerență în formate, dacă îmi permiteți. Normal. Până acum vă... Până acum... Cău. Conscious. Până,
Până acum am vândut, domne, vorbe în vânt, asta s-a mai auzit. De câte platforme, la câte platforme n-am mai pus botul românii, domne? Da, Jenii, câte abonamente? Hai că mi-a pierdut un apartament la ultima platformă. La ultima platformă, asta zic. Păi mi-au aminte că bunica mea a vândut un video, mă, ca să-și facă la ultima platformă, în 90, și după aia a fugit aia cu conținut. Da. Și fără video și fără conținut. Era conținut bun românesc și a fugit aia cu a dat tuntun. Dar e normal să fie. Și dosarul s-a clasat, ca să vezi în ce țară trăim. Manevre, e manevre. Da, asta zic. E de sus oricum, adică... E de sus, interes, da. Păi da, mă, interesele... Interesele sunt foarte multe și... Mari. Și de obicei la mijloc, aia e ciudat. Oricât de mari sunt sau mici, sunt la mijloc. Cum dracu de stau interesele numai la mijloc? Da, 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 exact. Te aștepta interes să fie mai la unul, tot timpul la mijloc. Mereu. Da, mă. Bă, ce să vă zic, a fost o plăcere absolută și eu zic că am putea să punem dop la podcastul ăsta. Bă, concluzia e că e și bine și nu e bine, ca de obicei. Asta zic, așa nu scăpăm niciodată. E și da și nu, exact. E și bine, da și, da și bine, nu, cumva. Și da și nu, exact ca o producție originală. Pe care o puteți Box, vedea pe care o doar puteți pe... Vedea. Doar pe Comedybox. Comedybox.ro. Mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim că v-ați abonat și că o să vă abonați pe Comedybox. Să recapitulăm încă o dată. În decembrie, trei specialuri noi, Sorin Pârcălab, Toma, Vio, program de Revelion, un singur Revelion mare, mare, mare de tot cu toată lumea care este încat în cântec, proiectul ăsta. Bebeluse. În fiecare lună, la anul, un special de stand-up pe lună, în fiecare zi o emisiune nouă aplaudată, la un preț care este efectiv deranjant de ok, 35 de lei. Și la trei emisiuni vizualizate, vizionate, primiți un box de Fruity Fresh de grapefruit. Da. Nu? Aia. Pentru cine de alegeți contracost, să dea? Dar primit. Contracost, dar primit. Dacă mai mulți oameni se abonează și dau 36 de lei, îl dăm afară pe Banciu. Ok, asta e o ofertă nouă, nu știu asta dacă a fost asta aprobat între voi. De marketing, dar nu puteți să-l dați afară gratis? Adică dacă tot bine, mă, hai! Vă mulțumim mult de tot că ați fost lângă noi la... Mulțumim Banciu pentru tot. Podcast lansare. Noi, la fel ca ultima rachetă Starship, ne-am lansat și am explodat. Încă nu. Da, dar e mare, e rachetă mare, Succession, mă. Lansarea de satelit. Ce mă omoară pe mine așa la unele afaceri? Știi că unele afaceri au așa sens din 2019. Bă, dar anul trecut a fost. Noi acum putem să spunem că suntem din decembrie 2023, dar fiind suntem în noiembrie 2023. Deci suntem din viitor. Da, Comedy Box din decembrie 2023. Noi și Kanye West suntem din viitor. O dăm pe acela numai tradiție din decembrie 2023. Vă mulțumim frumos. Să nu mai rămâneți treji, vă culcați acum, că e târziu. Gata! Mulțumim! Mâine la muncă, că trebuie să faceți bani de abonament la Comedy Box. Hai la video chat, domnule! Mulțumesc din suflet că ați venit. Nu știu de ce ați venit, dar... Vrei să facem sex? Pleacă de în pădure ca animalele! Stai-ți dracu din gură! Vreau sarmale! De unde sunt? Ia și bagă în tine, mă! Cum se jucau copiii leafșa în Evul Mediu? Lepră. Dacă doriți nuditate, prețul de bază se triplează. Ieși afară! Ne facem de râs! Taci! Cine vrea bătăiță la funduleț? Da. Deci votați-mă și facem sex în seara asta! Mulțumesc pentru înțelegere!